Salutări, dragii mei, salutări și bine v-am regăsit! Un live așa în miez de noapte, pentru că inima noi încă bate. Ei bine, dragii mei, o captură mare. Nu știu ce naiba o fi, dar este un pește mare. Nici nu știu dacă pot să-l scot. Adică... chestia este că sunt împotmolit aici. Salut, dragii mei, salut Ven pe patiserie, salut SNS Suprem, salut Robi, salut Georgian, salut Gabriel, salut Danger, salut Gamer Vasi, salut SKL, salut Cristi Cagula. Dragii mei, chestia este că eu sunt înțepenit aici, în partea asta. Deci în partea din spate nu pot să plec, nu am cum. În barcă nu am cum să mă urc. Problema este că eu asta am crezut. Dacă nu mi s-a mai întâmplat... Zic, am barca cu mine, în caz de ceva, mă urc în barcă și pot să merg după pește. E, am un pește mare, l-am agățat, dar nu știu dacă pot să-l scot. Pentru că nu se mișcă. Cred că e somn. Zic că e somn, 99% zic că este somn. Deci, fără, eu zic că e somn, ce să mai... Problema este că nu mă pot deplasa. Aici rămân. În spate nu am cum să mă duc. Andrei, jocul este gratuit. Îl găsești pe Steam sau pe site-ul producătorului. Site-ul fiind Russian Fishing 4. Da? Intri acolo, descarci jocul, te loghezi, ai intrat și gata. Asta e problema mea. Și de ce zic, nu cred că îl pot scoate. Pentru că... nu e cine știe ce băț, am scos celelalte două bețe din apă și acum îl am pe ăsta. Nu se mișcă, al naibii dacă se mișcă, a tras el puțin tel, dar chestia este că nu știu dacă îl pot trage. Lucian, mersi mult, dragul meu, mersi mult. E gratis, nu costă. Andrei Mihai, mamă, mă, eu iubesc pescuitul, mersi mult. Da, dragul meu. Și eu îl iubesc, mai ales acest joc, este un joc extraorbitant, fenobarbital. Nu am cuvinte, un joc foarte, foarte tare. A început iar să tragă. Bă, dar nu trag și eu, dar îmi stric molineta. Așa. Mă rog, asta e o chestie ce... chestia este că... nu știu. Apple este? Hellas. Hellas, ce fac, man? Mulinez sau nu? Nu știu ce să-i fac. Să moară gresa dacă mi s-a mai întâmplat așa ceva. Adică am mai prins pește mare, dar eram în barcă. Acum sunt pe Actuba, cam aici, în zona asta de aici l-am prins. Deci, în partea asta eu pe jos nu pot să merg. Nu am cum să merg. L-am prins de undeva de pe aici. Și încerc să-l trag. Cursul apei este în jos, deci eu trebuie să-l trag în sus. Încă o problemă. Cred că mulinez de pomană. Și eu cred. De ce pe nu este? Da, mulțumesc, Hellas. Salut, Dan, salut. Hai, Dodo, trebuie să-l scoți, Gabi, și eu vreau să-l scot. Și eu vreau să-l scot, man. Și uite, am pornit live-ul așa, brusc. Am fost chemat. Să scot peștele. Scoate tot o peștele dacă poți să-l scoți. Hai să-mi pun și eu pe aici să vedem câte ceva. Că l-am pornit fără să... așa, rapid, rapid. Măi, dacă... deci, doar așa am noroc. Dacă stă pe loc și-l obosesc, adică să nu o ia să se ducă. Dacă nu o ia la vale, atunci e bine. Sau poate la pucă damblalele să o ia la deal. Ar fi și mai bine. Ar fi perfect. Să vedem. Aud culori, respect, Dodo, scuze, întârziu, m-am luptat cu peștele de aur. Bravo, dragul meu. Mă bucur că și l-ai scos. Uite, am și eu pește de argint, de platină, de ce-o fi. Bine ar fi să fie de platină. Oleo, sunt chiar curios. Să vedem dacă-l, dar nu știu dacă-l pot scoate pe ăsta. Deci, șansele mele sunt minime. Șanse mici.
Dar nu-ți apare nimic la barcă, gen să intri? Man, îmi apare. Dar dacă dau să intru în barcă, îmi spune că nu pot, că am montură în apă și trebuie să scot. Adică trebuie să scot undița din apă, bățul din apă. Păi cum să-l scot? Că asta vreau și eu. L-aș scoate. Scot și tu acum un trofeu, trebuie să fii optimist. Aud culori. Măi, ăsta eu zic că e somn. Helas, tu ce zici că e? Dacă este somn, nu are cum să fie trofeu. Haideți să vedem cam ce pește am prins eu acum, pe aici, prin zona asta. Am prins somn de aici. Dar somn micuți. Un kilogram, ăsta e 13 kilograme, 953, aproape 14 kilograme, 362 de grame, cred că este cel mai mic prins. Un kilogram, 215, catfish, uite că am scos și un sturion. De fapt, sunt doi scoși, dar unul e scos de aici și unul din altă parte, la râmă, culmea. Da, și restul ce a fost pe aici. E, acum, Emil Chițu, salut, salut Marian, salut băieții, salut dragii mei. Deci trofeu nu este, dar ăsta are 25-30 de kilograme, părerea mea, e sturion. Gabi, măi, man, bine ar fi să fie sturion. Măi, eu m-aș bucura să aibă și 15 kilograme. Dar cum spui tu, 25-30 de kilograme, dacă era sturion, ăla nu-l puteam scoate, frate. Deci nu-l puteam scoate. Plus de asta, sturionul nu stă lipit așa. Deci nu stă lipit. Ăsta stă lipit pe fund, acum se aude cum se mișcă puțin el, dar la felul cum se mișcă el, pare că undița mea e un fleac pentru el. Da. Culmea că îndată am avut două bețe la râmă, în apă, aruncate, și am avut și la mulinetă, că somnul dă 14 kg sau 12, cât are, să nu mint. 14 kg aproape. Pe ăla l-am scos la spinning. Acolo mulineta e mai bună, bățul e mai bun bățul. Mulineta, să zic că e mai tare. Și poate aveam șanse mai mari. Dar aici, cu ăsta... Pentru că nu văd nimic, adică... El ia fir, încetişor, tot îmi ia fir. Urât așa dacă nu merge barca. Păi da, men, că și eu m-am bazat, zic, n-are nimic. Mi-am luat barca cu mine, zic, cu barca mă urc în barcă dacă e ceva și să scot peștele. Dar nu merge. Fii atent. Da? Dau să intru în barcă și spune că am bățul în apă, că nu merge. În ce apă curge apă? În ce parte curge? În jos, tată! Deci el în partea aia curge, unde e peștele. Salut, bești, salut, men, salut. Deci curge taman invers. Da, asta e o greșeală. Chestia este că eu am fost peste drum și m-am mutat. Mai pune harta odată, mai pune Hellas harta odată. Uite, men, vezi? Și peștele e aici. În partea asta. Apa curge așa. Deci eu trebuie să scot peștele, tată. Dar nu știu dacă am cum. E multe și e grele. Deci ai văzut, da? Chestia este că înapoi eu nu pot merge pe malul ăsta. Deci nu pot să merg. Nu-mi dă voie. Deci asta e problema cea mai mare. E canalul mare. Da. Măi, frate, măi. De aici am mai prins bine, Hellas. Uite aici. Am stat pe colțul ăsta și am dat în partea asta aici. Dar nici nu se mișcă. De ce somn? Dodo, cam ce undițe îmi trebuie să pot prinde știucă și... Cu ce? Sunt bufniță. Măi, să scoți știucă, îți trebuie o mulinetă de 10 kg, îți trebuie un băț acolo de vreo 13, 14, 20 de kg.
Da, mă rog, poți să începi și cu un băs de 10-12 kg, în speranța că nu o să intre ceva foarte mare. Oricum, cu molinetă de 10 kg, dacă ți intră o știucă de 10 kg, sau hai să zicem 8 kg, te cam chinui. Te chinuie bine de tot. Lucian Pavel, trebuie să mi-l iau și eu, iar că am distrus Windows-ul pe unul din laptopuri. Păi refaci și... Salut, Zeus! Salut, dragul meu! Nu ai ratat nimic, Zeus, pentru că acum am pornit exact cum am pornit, așa am rămas. Am un pește agățat, eu zic că e somn, și măi, 99% e somn, n-are ce să fie altceva. E, culmea, este prins la râmă, nici nu aș fi vrut să fie somn, că n-am dat pentru somn. Am dat pentru somn, dar cu alt băț, unde aveam o linetă mai bună, aveam o montură mai bună. Dar a intrat doar micuți, adică așa ceva. Vezi? A intrat somnul ăsta de 1 kg, ăsta de 13.953, a intrat ăsta de 362. Ăsta a intrat la... Îmi dă detalii sau nu îmi dă detalii? Păi putea să-mi dea detalii despre el, îmi dă aici. Da, uite, ăsta a intrat la spinning. Vezi? Și eram la spinning și culmea... Băi, hai. Acum, și dacă este somn, nu poate să fie așa de mare. Ăsta, și dacă e somn, probabil are undeva la, să zic, 20 de kilograme, aș spune eu. Măi, poate mă înșel și e mai mare. Pentru că eu îl trag exact invers de cum e cursul apei. M-ați înțeles? Și de asta, încet, încet tot te afir. Acum să sper că obosește. Să obosească, n-ai biși. Hai, ușurel. Ușurel, ușurel. La râmă, somn. Hei, las, dacă vrei, tată, vino aici. Aici sunt somni. Ai văzut că ți-am prins? Deci sunt somni aici. Dacă intră și la râmă, îți dai seama. Te aștept aici să intri. Vino în locul ăsta. Uite locația. Exact aici. Dar mă rog, poți să dai și de peste drum. În caz de ceva, ai unde să te duci. Dacă o ia, vine așa, să zicem că ești aici, vine și o se duce încolo. Și tu ești pe aici, noapte bună, l-ai pierdut. Da, asta era pe Acuba. Nu vreau mersi. De ce nu vrei, men? Păi și tu. Tu tragi peștele la deal, cum ar veni? Da, la deal îl trag. De asta zic că... Pare să fie obosit. Doamne, dă să obosească. Deci deja a trecut, să zic, că live-ul este de 14 minute, deci vreo jumătate de oră cred că a trecut de când... vreo 40 de minute de când l-am prins peștele. Mă rog, nu l-am agățat eu. Eu trebuie doar să-l scot. Dodai, auzi de secusigiu? Cum să nu, dragul meu? Ar fi culmea să nu aud, că doar e în apropiere. Hai că încet, încet pare să fie obosit. Nu e bine, urcă sus. Da, păi asta e, Hellas. Nu e bine, pentru că îl trag... Acum, adevărul este că nici curentul nu e foarte, foarte mare, dar totuși îl trag contra curentului. Are 30 de kilograme. Benny, măi, la cum îl trag, da, arată ca un pește de 30 de kilograme, doar că eu îl trag în sens opus al curentului.
Tacaz, Tecuceanu, să trăiești, dragul meu, mergi să te subscribe, Doamne ajută să fii sănătos. Urcă pe deal, nu poți. Măi, nu am încercat. Știu că e mai bine dacă îl trag așa în sus. Eu cred că are în jur de 23,5. Aaa, stai pe loc, nu. E, acum puteți să scrieți cam câte kilograme credeți că are. Eu zic că are 20. Să avem mai mult? Călin Gamerul 07. Salut, dragul meu, și bine ai venit în această comunitate. 007, de fapt. Mersi, man, de subscribe. 40 de kilograme, spune Zeus. Daniel Dei spune 22 de kilograme în chatul jocului. Hai că încet, încet îl trag. Și să aibă 13-14 kilograme, chat spune. Salut, Bogdan, salut! Gabi, Ana Sula, Rusian Fishing nu face figuri deloc, pornește imediat. Știu, dar eu mă joc FIFA 2020, că am găsit o modalitate și dacă intru de ori, îmi arată erată și trebuie să aștept 24 de ore. Ia uți! Măi, mi se pare că deja îl trag. Hai, Doamne ajută! Lucian spune 26 de kilograme. Ar fi ceva să fie un pitic de 15 kilograme. Măi, înainte de asta a fost ăla de 14 kilograme, dar că... Nu știu. Nu cred să fi durat atâta să îl fi scos. Cred că a durat mai puțin. Începe să vină. Hai că nu e rău. Dodo, mă corectez, are 19 kilograme. Dacă are 6-7 kilograme, dai drumul înapoi. Man, nu are 6-7 kilograme. Dacă ar avea 6-7 kilograme... Aoleu, Ștefan, ce-ai făcut, man? E greu fiindcă îl trage contra apei și se dublează greutatea. Așa e, Marian. Așa este. Dragoș zice că are 27. Vedem. Escael 28. Hai, vă aștept să spuneți. Câte kilograme credeți că are? Hai că încet recuperez firul. Bogdan spune 18. Bogdan, e tare mie că tu o să fii cel mai aproape. Dracus 35 plus. Oleu. Zeu spune 19, rămâne la 19. Are 25 pe puțin, cum am zis. Gabi, hai că vedem. Cât stai să îți tragă peștele? Păi depinde de loc. De exemplu, eu am venit la ghici. Eu de multe ori dau la ghici. Nu caut un loc și... Stau acolo. Eu nu pot să pescuiesc în același loc. Acum, adevărul este că eu pescuiam cam pe aici, pe zona asta. Și aș fi mers aici. Ce o fi căutat în partea asta, nu știu. Ce o fi căutat? 22-48. Măi, Alex, să moară gresa, tu vii și cu virgulă. Și cu virgulă ție-ți dă. Are sigur 6 kg de icre. Păi dacă îi pui, ce icre să aibă? Marian 21, Pototo 24, hai că vedem imediat. Adevărul este, văd că deja încep să-l trag. Adevărul este că nu mă așteptam să scot peștele ăsta.
Deci nu mă așteptam. Are 19 kg, are șanse de 45%. Măi. Fac o greșeală oare? Poate îl zărim. Hai că vedem. Îl vedem imediat, îi vedem ustățile. Dă-te-o, lasă Vâlga fără pește. Ia uite-l. Ia uite-l cum vine. Ia uite și mustățile. Am zis eu că e somn de la început, am zis. A, era bine să fie un sturion. Ia uite-l cum vine. Ia uite-l cum vine. Deci ați scris kilograme. Aud culori 23,5. Nu știu de ce nu ți-a afișat ție. Eu văd aici ce ai scris. Aud culori, eu am văzut. Are 21 kg. Hai că voi tot vă corectați. Voi tot vă corectați. Aude ce guroacă are. Câta mai gură, ce boze are și ce mustăcioare are. Am mai zis cu somnul de 75 de kg când l-am scos. Nimeni n-ar fi spus că are 75 de kg. Eu mă gândeam că are undeva la 40 ceva de kilograme. Când am văzut toți care 75 de kg. Uite și tu, la râmă, domnule. Deci somn prins la râmă. Dă, Doamne, să aibă 19 kg. Deci nu aș fi crezut. 30 de kilograme. Măi, cine a ghicit? 24, 35 plus, 28 de kilograme a spus SKL. Chiriac Cristi a spus 32 de kilograme. Deci aici ambii ar fi. 27, 28 ar fi 2 kilograme până acolo. 32 de kilograme, cel mai aproape ar fi fost, ar fi Cristi, Chiriac Cristi. Dar nu mă gândeam să aibă atâta. Eu am zis 25-30, pe Gabi, tată. Păi 25-30. Păi de ce n-ai spus între 25 și 50 și acum, sau între 20 și 50 și spuneai, eu am ghicit că am spus. N-ai spus, men. Am spus băieții care au fost cel mai apropiat, cel care a zis 32. Obosi eu cât mulinaș tu. Da, deci frumos, tată. 30 de kilograme. La râmă. Nu-mi vine să cred. La râmă? Hai că mai dau aici, poate mai intră unul. Măi, dar știi ce e rău? Dar nu, o să dau din barcă acum. Dau din barcă, cred că e cel mai bine. Și o să dau la altceva. Vezi? Ia uite. Așa îmi dă voie. Și eu am făcut test. Și zic, a, pot. Dar dacă arunc bățul în apă, fii atent, dacă arunc în apă și dau acum, nu mai îmi dă voie să urc în barcă. Asta e prostia. Auzi, la ce băți dai broști, de unde e alea de așezat? Alea de așezat nu trebuie să le iei de nicăieri, le ai practic. Apeși pe 0 și ți-l pune jos. Pe E ridici ca să bagi bățul, apeși pe back
și ai băgat bățul, ai priceput, da? Bun. Hai să vedem acum dacă tot sunt cu barca aici. O să fac din barcă și o să dau la spinning ca să nu mai am probleme. Aici văd că sunt somni. Pentru că sunt somni, stau aici. Bun. Că poate cine știe, poate mai intră unul baban. Nici în realitate nu prea ar fi normal să te urci cu barcă, în barcă cu undița în apă. Măi, Gabi, să știi tu că am mai dreptate. Că, na, cum te deplasezi, cum te urci în barcă? Ai dreptate și tu, ce să mai? Deci, chiar ai dreptate. Hai să vedem, numai bine, nu asta vreau, vreau asta. Stai aici la umbră. Da, la umbră stau, am înțeles. Și stai să vedeți că aici mai prind unul. Ia să schimb eu. L-am prins la culmea. Așa l-am prins. La ăsta roz. Rozul eu așa. Dodo, ai un copac în apă și încearc să dai pe lângă rădăcini copaci. Care copac în apă? Acolo? Ba n-am ce să dau. Eu dau aici, la adâncime, tată. Eu trebuie să dau în partea asta, unde e mai adâncă apa. Eu n-am ce să caut la copac acolo. Ce să prind la... E pe level... Da, uite, în partea stângă se vede, am level 28 și, uite, bara aia galbenă cât am făcut pentru level... Să m-a dat pentru level 29. Da, mai am... cât mai am? Un sfert și intru la level 29. Așa. Hai să vedem dacă îmi purtați noroc. Dacă se sucește barca acum. Ia să vedem, intră somnul. Da, intră. Auzi? Ci că stai aici la umbră. Dar auzi, Mihai? Chestia este că vine noaptea, tată. Ce umbră? Vine noaptea. Bine, Hellas. Bine, men. Pike de 7, pike de 5, 800. Măi, aici sunt și sturion. Mai bine dădeam la sturion. Oare să dau la sturion, dar dacă intră unul baban? Fiți atenți că dau la sturion să moară gresa. Termin acum și dau la sturion. Dacă intră un sturion... Eu nu am primit notificare că e Dodo Live. Da, aiurea. Cum văd noaptea la pescuit? Bă, da, văd bățul, că în rest... Da, se luminează. Măi... Aici se întunecă mai devreme. Nu știu ce vedeți voi, mare lucru, nu prea vedeți. Lanternele alea mi-au rămas în altă parte, măcar dacă le puneam acolo pe mal, le puteam pune pe mal, dar asta este. Presimt o captură mare, șmecheră. Presimt... un burbot de 18 kg. Mamă, cum ar fi să moară gresa? Dacă prind un burbot, fraților, de 18 kg, fac cinste la toți din live. La toți vă fac cinste. Cum cu ce? Cum vedem noi? Cu apă, că avem apă. Văd că de-aia șmecheră, tată. Imperială. Nu orice. Nu merge la spinning să prinzi pești noaptea, Dodo. Da, Daniel? Eu dau pe fund, tată, așa. Las că merge, știu eu. Merge, merge.
Pă cum, ăștia la spinning au fost prinși. Ia să vedem, ăsta la ce a fost prins? Ăsta la râmă? Stai să mă uiți, că nici eu nu știu exact. Ăsta la spinning? Ăsta la spinning? Ăsta, ia să vedem la ce a intrat. La râmă neagră? Ăsta de 8 kg? Tot la râmă neagră. Bă, șmecherii ăștia. Trag și sunt flămânzi. Noaptea? Da, noaptea. Câte fripturi are Dodo acolo? Oh, mamă, ce-aș mânca și eu o bucată? Ce-aș mai mânca și eu? Dar doar nu pot să mănânc, că trebuie să-i vând. De-aia nu pot să-i mănânc. Trebuie vândut, tată, să fac bani. Hai că intră. Păi și somnul de 75 de kilograme, tot la spinning și tot noaptea l-am prins. Cum faci să apară mapa de unde ești? Păi în primul rând trebuie să cumperi mapa de la administrator, de la administrație. Cumperi mapa, apoi apeși pe M și ai mapa. Vai, Doamne, unul mare să ia Dodu, parcă aici acolo Zeus. Dar ai șters, dar am apucat să citesc. Dodu, zic eu, somnul e cel mai bun noaptea. Mai depinde, dacă nu dorm noaptea, e bun și ziua. Măi, din ce am văzut aici cu ăsta roz, cu ăsta, se prinde și burbotul noaptea. Și poate am noroc să intre vreun burbot de la mare. Dă, Doamne, unul mare să te tragă în apă. Mai de tras în apă nu mă trage ca în barcă bună, închipuieți. Adică n-am luat orice barcă, am luat barca de barcă, cea mai ieftină. Nu mă trage, men, că am ancora pusă. Poate să se rupă undița? Bă, sigur că poate. Dar n-are cum să se rupă undița dacă e până acolo s-ar rupe firul. Firul este de cât? Bright. Dar cum de-am? Deci 22,8 kg. Molineta este de 16 kg. Bă, stai că nu e 16. Cum să fie 16? Eu știam că e de 18. Ce am făcut, nene? Eu știam că e de 18 molineta. Și e de 16? M-a păcălit. Dar cum așa naibii? De ce știam că e de 18 kg? Mi-au schimbat ăștia molineta când am dormit. Dar este doar mapă? Sau sunt mai multe? A, sunt mai multe, men. Ia uite câte sunt aici. Ia uite, da? Ți se deschid în funcție, se deschid în funcție de level. Asta, pe asta sunt eu pe ultima. Ce se deschide la level 28. Deci eu până nu am făcut level 28, n-am putut să intru. Deci chiar că nu înțeleg, știam că am molineta de 18 kg și o văd acum 16 kg. Ciudat. Lasă-mi la el, am fost cel mai aproape, că am zis 30. Nu, cel mai aproape a fost cel care a zis 32 de kg. Da, pentru că a avut eroare de 1 kg 800-700 cât e. Tu ai avut eroare de 2 kg 300. De ce la cu 32 de kg a ghicit, man? Cât e level maxim?
Bă, nu știu, parcă am auzit că ar avea cineva 48. Așa am auzit, nu știu, o fi 50 ceva. Este, tată. Dar, de exemplu, acum faci ușor level. Dar după aceea, de exemplu, de la level, nu știu, 40 să treci la 41, acolo ai muncă grozavă, nu mai treci așa repede. Îl treci, nu știu, probabil dacă ai juca continuu, cine știe, îți trebuie 2 săptămâni, 3 săptămâni, știu și eu. Dodo este, știu că în locul ăsta, aici unde sunt eu, nu. Poate așa câte una rătăcită. Dar pe mapa asta, da, este, știu că. Am prins, cred că într-o oră, am prins vreo 17-18 știuci. Asta, da, mici, până în 2 kg. Poate să mai fost câte unul așa 2 kg și ceva, dar de obicei până în 2 kg. Dodo, skin pe barcă ai? Păi dar nu e a mea, frate, e închiriată. Deci asta nu e barca mea. E închiriată, am dat bani. Chiar așa. Mai am bilet? Până când îmi ține biletul? Eu nu știu cum... Nu știu până când e valabil. Cred că ăsta îl folosesc eu. O oră și 7 zile. A, bun. Da, am bilete, tată, ia uite cum am luat bilete. Am luat, că sunt ieftine. Nu știu cât, 20 ceva de arginți. Are schimb pe undiță, măi, pe undiță, da, mă, uite. Dar nu e, ăsta e... Oră 7 zile, o zi și 7 ore. Oră 7 zile. Am greșit dacă am zis așa. O zi și 7 ore. Hai, men, că ai înțeles tu, doar ai... Na, ce să mai... Mai bâlbâi și eu. O mai dau și eu așa în... Că deci să... Mă, știi? Păi tu crezi... Măi, men, Hellas. Și voi, dragii mei, ceilalți care sunteți aici. Păi, dacă eu n-am ieșit de când cu... pandemia asta. Eu n-am ieșit din casă absolut deloc, adică nici măcar până în fața blocului. Nu ies, că sunt mai sensibil așa și nu știu, nu ies. Nu e normal să mai să mă mai duc și eu așa cu sorcova. Adică eu zic că e normal. Hai mă, dai într-o dată. Unul să mă lupt grozav, că acum sunt în barcă. Ori nu le place altceva decât râmă. Da, nu, că a intrat și la, uite. Deci a intrat și la asta. Mai dă și tu cu bățul în balt. Bă, da, uite, dau, na. Na, na, na. A, uite că a ieșit și soarele. Jumătate de soare. A ieșit și soarele, e bine că n-am izmenele. Ce preferi, PUBG Mobile sau Light? Na, nimic. Nimic, man. Ai greșit. Ai greșit persoana. Eu nu. Eu doar cu pescuitul și atât. Ia uite, aud culori, a prins un L de 1,7 kg. 1,7 kg. Pune ochelarii de soare. Păi dar n-am la îndemână. Țin mâna, uite așa, știi? Așa. Mă uit așa printre degete. La ce dai și unde? Dau la manivelă. Pentru Sean Fishing 4. Păi, cite Elsa de PUBG de acum, dragule.
Păi ce să joc cu codați? Frate, nu mă întovărășesc cu oameni, cu nenorociți de oameni și nici nu joc codați, că aia sunt. Codați sunt nenorociți de oameni. Păi eu nu. Eu nu, dar deloc nu. Hai că intră acum, mă, dar nu vrea, numai la râmă neagră. Poate îl electrocutează elul. Măi, că merge repede cu el la vânzare. Aia, sunt bune aia. 3 kg, 4, 5, 5, 700, cum am prins eu. Dar sunt rari. Măi, fii atent, că acum nu vrea. Nu v-am zis eu, când pornesc live-ul, nu mai vrea, frate. Deci trebuie să opresc live-ul și să-l pornesc dacă, când intră peștele. Și tot așa. Așa m-am lăsat și eu de PUBG de 7 luni, din cauza codaților. Bravo, man. Bine ai făcut. Să-i lăsăm să rămână cu codații. Dacă ei nu fac nimic, ăștia de la Tencent mă refer. Cei mai jegoși oameni. Cei mai jegoși oameni pentru că n-au făcut nimic și s-a băgat bani în joc, nu? Cine a băgat bani în joc, nu e bătaie de joc? E așa încă pe față. Faci un râm la PUBG? Da, pregătește, Narcis. Pregătește-te, men. Hai, că uite, acum mă lupt să fac bani pentru arme. Acum lutez. Lutez, tată. Fiți atenți că intră acum. Am eu o presimțire. Că numai bine se luminează. Și ca să vedeți și voi ce se întâmplă. Așa, Narcis, te pregătești să notezi. Da? Adiu și parola. Tu duci pe Miramar? Aia, pe Miramar, nu, tată. Tu nu vezi câtă apă aici? Acum m-am bucat de Call of Duty, știu că la mulți... Opa! Ce v-am zis eu că intră? V-am zis eu că intră? Că am eu o presimțire că intră? Voi nu m-ați crezut. E, uite că a intrat. Ia să vă văd, kilograme, kilograme, kilograme. 22.175. Bă, dar nu mai da așa cu virgulă, firă nu mai dă virgulă. Da acolo, normal, kilograme. Aud culori, 12 kilograme. Asta e șmecher, aud culori. A văzut că nu e pe roșu. Mă, tu ești mare bandit. Gata, l-am agățat. Puh! Mama lui. E altă mulinetă, tată. 25 de kg, spune Zeux. Daniel Day, din joc, 16 kg. Ia să fac eu așa. Lasă iasă soarele, că nu am ismenele. Uite că deja vine. Ia uite-l cum vine peștișorul. Am zis eu numai bine că intră să intre când se luminează, să vedeți și voi așa ceva mai mult. Are 16 kg, zice Andrei Mihai. Cu Dorot. Ce era cu Dorot, mă?
50 de kilograme, 11 kilograme, spune Rolex. Rolex, stai jos, tată, tu ești cu ceasurile, tu ești cu peștii. Hardwell, 1,5. Tată, tu probabil ai 5 ani și de-aia nu știi ce înseamnă pește. La 5 ani nu ți-ai dat seama și nu știi ce înseamnă un pește. Bă, cum să aibă, mă, tată, stau 1,5 kg? Aha, uăleu, mamă. De unde ești, bă, băiatule? Cum calculezi tu kilogramele? Eu nu știu cum le calculezi. Dacă puneai măcar un zero... Aaa, tu prescurtezi. Am înțeles. Adică știa cu KF, NKSF, tu zici 1,7. Asta înseamnă 17 kg, am înțeles. Adică e multe și e grele zerouri să mai pui acolo. E, na, și sau te-ai bâlbâit ce ai pus virgulă? A, te-ai bâlbâit ce ai pus virgulă, mă. Ți-a tremurat mâna, ai avut emoțiuni? Ha, mă, tată, ieși. Nu, no, stă lipit ăsta de fund. Hai că iese. Iese și soare. Mă! Mă, ce faci, mă? Mă, ce faci? Ce faci, mă, puiu? Am apropiat de el și a luat-o la sănătoasa. Ăsta vrea să se fugă. Vino încoace, puișor! Vrea să se fugă, șmecherul. Gata, îl scot. Dar de ce să sar după el, men? E ca și cum ai avea lingura în fața ta și totuși să mănânci ciorbă cu... să-ți bagi gura acolo. Păi dacă am băț aici, de ce trebuie să... Deci trebuie să fac chestia asta. Să sar în apă. Mă, și dacă nu e somn? Și un starlet așa șmecher. Oh, oh, oh. Și dacă nu e somn și e un burbot? Și trebuie să dau de bou la toți. Ho, ho, bine ar fi. Opa, opa, opa! Hai, mă, ieși afară! Acum se răsucește și barca asta nenorocită. De fapt, într-un fel e bine că mă dă exact în partea în care m-am mai apropiat puțin tel de pește. Și acum se tot duce? Hai, mă, nene. Are 16 sigur. Da, e lipit de fund. Nu vrea să se miște. Bă, dacă stă lipit de fund, asta m-ar bucura. Știi? Adică să nu-l scot așa repede. Că asta înseamnă că e mai mare, știi?
E aici, aici. Îl vedem imediat. Nu știu, zic random 25 kg. Păi stai, man, tu ai zis și mai devreme. A, tot 25 ai zis? Aici la fir, încerc să tragi încet, dar tare. Bă, cum naiba vorbește acolo? Încerc să tragi încet, dar tare. Cum vine aia? Oh! Ușur el. Cu tata. Uite cum trag barca. Vedeți cum trag barca? Se duce barca, mă, ăsta e chiar real jocul ăsta. Exact și în barcă dacă ar fi, nu? Vrea să zic că să smucești, smucind îl pierzi. Păi cum adică să smucesc? Poate știu că mare. Băi, deci adevărul e că, da, mi-ar plăcea să fie, deci fii atent, n-aș vrea somn, clar. Aș vrea fie starlet, fie un burbot, fie știu că, cum zici tu, dar știu că n-are cum. Știu că nu, tată, că știu că se ducea în naibii, trebuia să alerg după ea. Nu trag, men, dintr-o dată, stai liniștiți că nu trag. Trag cu grijă, cu atenție. Apare, apare, apare. Oh! Puiu! Unde te duci, mă? Băiatul. Oh, alo. Hai înapoi, hai înapoi, hai înapoi, hai înapoi. Hai înapoi. Oh, oh, oh. Bă, da, forța are în ăsta, e forțos. Uite și tu ce, ce... Na, trebuie să-l țin așa pe ăsta, ăsta e șmecher. Am zis că-l scot. Dar încă e bagabond, încă are forță. Încă are forță în el. Extraorbitant. Salut, Robert, salut, dragul meu, salut. Mie-mi tot scapă din hook și nu înțeleg de ce. Mai vorbește românește acolo. Ce-ți scapă? De unde-ți scapă ție? Că nu înțeleg. Ia, măi, Alex, mă, băiatule, atâtea ceri. Dar ți-a mai dat. Ce ai făcut? A, ți-am dat puține. Ia, domnule. 17 bănuți. Dar nu-i dau 20 și ajunge. Ia 20. Durează mult până faci drum la PUBG? Mă, durează, că uite... E cu o mare greutate. Am o greutate legată de mine. Nu pot să scot... nu pot să scot pachetele. Lutu!
Stai, așteaptă. Uite, acum mă chinui să primesc codul. Să nu îl scad, acum scot ID-ul și parola. Bine, Alex, dă-i baftă. Poate vine și Edi Talent să joci cu el și aici. Tu ești de pe vremea aia când am jucat cu Edi Talent? Hai, gata, vine, băieți. Gata, păstrați-vă calmul că vine. V-am spus, păstrați-vă calmul că acum apare ea. Îl vedem imediat, uite-l. Ia uite-i. Ce v-am eu? E burbot, Doamne dă. Mă, dacă e burbot. Dar nu e, e somn, după cum vine. A, băiatul. Îi vedeți mustățile? Ia uite mustățile. Hai, la tata! Vino înapoi! Tot încearcă el să fugă! Hai că vine băiatul. A, uite-l, cum vine. Ele, trece înapoi, mă. Bă, strici bățul, mă. Vin înapoi. Mă, n-auzi. Bă, dar ce-a făcut ăsta, că nu mai am energie? A rămas fără energie, nu-l pot scoate. Tai, dă mine, cum nu am văzut. Nu cred că are 16, cred că are 19. Mihai și zice 31,5. Păi, măi, nene, eu mă uit acolo ce ați scris înainte, nu iau în considerare. Stai, Chiria Cristi a zis 23. El a ghicit data trecută. Mihai și acum și el 31,5. Doar avea 3, dar nu are atâta ăsta. Ăsta nu poate să aibă peste 30 de kilograme. Eu zic că e sub 25 de kilograme. La cum vine el așa. Păi l-am scos mai ușor decât ați văzut că la început nu-l puteam clinti. Stătea pe fund lipit. Băiți, haideți și voi cu un like acolo. Adunăm și noi niște like-uri. Haideți, băieți, hai. Hai cu un like acolo. Ia să vedem câte like-uri se adună acum. Până mi se încarcă bara asta, că nu pot să... Îl scot. Să mi se încarce energia. Salut, Ștefan, salut. Dodo scrie 100 de greutăți, sigur. Bă, da, scrie 100. Uite-l. Așa. Ia uite, s-a ajuns la 55 de like-uri. Poate atâtea kilograme are ăsta. Hai, mă. A, uite-l cum stă băiatul. Frumos, nu? Mai să-i fac o captură. Că e tare frumos. E frumușel băiatul. Prinde-l de mustăți. Aia-l mai prinde mustăți acum. Să nu-l doară, men. 24 de kilograme. Am spus că are sub 25. Mamă! Da, Zeux a zis 25 de kilograme, mă. Nimeni n-a mai zis 25 de kilograme. Cine a mai zis 25 de kilograme? Eu am zis că are sub 25 de kilograme. Ați văzut? L-am scos ușor pe ăsta. Nu a fost greu. Deci nu l-am scos greu, nu?
Bun, unde, de unde am plecat eu? Ah, tot pe aici sunt. Ia să dau și de aici. Că doar ce? Ce, trebuie să fiu neapărat acolo? Hai să mai intre. Bine, Dodo, stai la public. Păi nu stai, că am scos ID-ul, acum trebuie să scot parola. Hai să vedem. Dă între boscheți a doi. Care-i boscheți? Păi așa am dat. Stai că acum scot parola. Deci ai văzut prima dată ID-ul. ID-ul e 24855. 1100 24855. Ăsta e ID-ul. Acum așteptăm parola. Mai, dar chiar mi-ar plăcea să-mi intre pe bățul ăsta un pește așa mai balțui așa, mai mare. Măi, Alex, nu mai spune aud culori, spune-i coloratul, că el știe. Spune-i coloratul că își dă seama. De la 75 kg în sus, aoleu, Lucian. Mă, tată, 75 de kg, îți dai seama, dacă se agață unul de 75 de, cum ai spus, ai 76 de kg. Păi mi-ar dura, tată, jumătate de oră, 3-4 ore ca popa. 3 ore, sigur. Mi-ar lua. Deci nu, n-aș vrea chiar așa. Poate mi-ar plăcea să fie de 75 de kg, să fac o comparație între asta și cum am scos data trecută. Cu toate că e mult de alergat. Acum, problema este să nu se ducă așa, 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 dar n-are cum, că-l obosesc până aici. Și de aici se duce și eu nu pot să merg mai departe. Rămân aici pe undeva și atunci acolo Dumnezeu cu mila. Dacă rămâi fără fir... Hai totul cu monstru de 100 de kg, măi, Cristian. Nu vreau 100 de kg, că n-am cum să-l scot. Deci chiar n-am cum să-l scot. Mozart, deocamdată nu, men. Deocamdată nu, deja mi s-a acrit de joc din cauza codaților. Deci a ajuns un joc pe cât de... Știi cum? Pe cât de mult am îndrăgit acel joc, pe atât de mult îl răsc acum. Deci pur și simplu, jocul în sine nu, ci pe cei care au făcut acest joc și faptul că nu mai e un gameplay ok. Odată ce ai o grămadă de codați, nu mai e. E un jec de joc. Deci nu mai e nici cum. Ăla numai joc nu se poate numi. Oh, bine, te apreciez, respect. Mersi mult, dragul meu. Deci am iubit jocul ăla foarte mult. Și pe cât l-am iubit, mi-e scârbă de el. Și ți-am spus din ce cauză. Rest la PC s-a dus tot după el. Nu știu, Lucian, ce vrei să spui acolo. Chiar n-am înțeles ce ai vrut să spui. Ai vrut să spui ceva, dar eu n-am înțeles. Băi, acum șansele mai puține. Dar știți care e treaba? Ați văzut că dimineață l-am agățat pe ăla. Mersi, Cristian, mersi mult. Robert, vreau și eu moderator. Robert, cu mare drag. 50 de euro și s-a făcut. În secunda 2 ești moderator. De ce fac chestia asta? Păi, dragule, am dat moderator pe activitate. Și acum să vă explic celorlalți care o să ziceți, bă, frate, dar ce vrea.
Am dat pentru activitate moderator, iar ce-a făcut după aceea a fost cu, așa, cu o mare melodie de aia, de groază. A intrat pe live și s-a pus și a blocat pe toți cei care erau în live. Mă rog, erau mulți atunci, dar a blocat vreo 40 de persoane în live. Nu știu, cred că eram vreo 500. Până m-am dus eu să intru setările da, pe care le-am la YouTube acolo, să-i scot, că n-a scris nimic în chat. N-a scris nimic. Că dacă scria în chat, imediat rezolvam. N-a scris nimic, numai s-a pus să blocheze. Bam, bam, tot îi vedeam blocați. Tup, 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 tup. Și a trebuit să intru repede, să iau dreptul de, da, de moderator. O dai cu Deni. Salut, dragul meu, mersi de subscribe, Doamne ajută. Și atunci m-am pus să-l... să refac pe băieți, adică să le dau drept înapoi. Cele pe care, da, 40 de persoane, vă dați seama. Ei, pune-te și deblochează-i. Și de atunci am spus, nu mai dau așa ceva și nu mai fac pentru nimic în lume. Deci pentru nimic în lume. Altul se punea să-mi șteargă... comentariile. Deci când comenta cineva la un video, el se punea și ștergea. Ce vrea el, ștergea. Păi ce faci, mâine, de ce ștergi tu? Păi consideram că n-ar o să le citești. Păi nu mai spune. Doar că el le ștergea, dar mie îmi rămâneau. Adică eu le puteam citi și vedeam că băiețanul se punea să șteargă. Păi de unde și până unde ai decis tu să ștergi tu? De unde până unde vine asta? Așa că cine... Că așa sunt moderatorii. Și așa că cine e moderator la mine, i-am dat eu din bun simț, nici n-au cerut moderator, pentru faptul că au venit cu donații, mi-au donat și atunci, clar, unul care vine și îți donează o sumă mare, clar că te apreciază, ține la tine și n-ar vrea să-ți facă rău nicicum, da? Și atunci... Clar că nu o să-ți facă niciodată rău. Ați priceput. Dar unul care le ia așa și zice dă-mi sau că e activ, îi se pune pandalia odată pe cap și gata. Se pune să facă boacăne. E unul care te apreciază, da, și a venit că ți-a dat bani și înseamnă că omul apreciază, ține la tine, te iubește ca om. Da, deci ca om. Adică poți să iubești ca om. E o alt fel de iubire față de, nu știu, de un copil al tău, de nevastă sau invers, de soț sau așa mai departe, de mamă, de părinte, nu? Ca să mă înțelegeți, că după aceea iar o să vă aud că spuneți nu știu ce boacă niște tâmpenii. PUBG nu mai joci. Nu, Denis, e plin de codați. Nu mă încântă. Salută spoitorule! Da, Zeus, uite așa. Și atunci, clar, nu o să mai fac treaba asta niciodată. Poate să fie... Deci, nu mai dau moderator la nimeni. Am spus pe activitate, am dat unde băiatul a fost activ. Ca să nu vă mai spun, făcusem odată un concurs unde pusesem foarte multe premii, la multe premii. Și erau așa, pe safe-uri, de 100 de lei, de 25 de lei, de 50 de lei, dar multe. Și acum trebuia să luăm legătura, eram cu moderatorii, vorbeam cu moderatorii să extragem câștigătorii și atunci noi vorbeam prin Discord, trimiteam prin Discord cu moderatorii în care aveam încredere, pentru că eu așa sunt. Fraților, se spune așa, că hoțul e frică de hoț. Eu, pentru că nu sunt hoț, niciodată nu mi-a fost frică că aș putea fi furat și din cauza aia cred că am fost furat la greu în viața mea. Dar nu contează. Altceva vreau să spun. Unul din moderatori s-a pus și a activat el toate paysafe-urile alea. Deci, practic, când ajungea paysafe-ul la om, codul ăla, știți că e cod, era gol. Și spune, dar nu intră, nu e nimic pe el. Nu mai e nimic pe el.
Mă, cum să nu fie? Spune unul, spune al doilea. Prima dată am crezut că face unul mișto. Dar a mai venit unul și a spus, nu e nici pe ăla, nu e nici pe ăla. Ca după aceea să-l prindem pe unul, mă rog, Rogo, te rog frumos să nu mai înjuri. Dacă mai înjuri odată, o să-ți dau bloc permanent. Mă vezi pe mine să înjur? Deci nu, atunci te aștept și pe tine să scrii la fel cum vorbesc eu. Când ai să mă auzi pe mine că înjur, atunci înjur și tu în chat. Da? Te rog eu frumos. Denis. Băieți, dați-i report. Lua asta care a înjurat, vă rog eu, dați-i report. Dați-i report, băieții. Da, lua ăla care a scris acolo și a înjurat. Dați pe numele lui. Băieți, dați pe numele lui și apoi apăsați pe microfon și pe difuzor. Cei care sunteți pe live, vă rog eu frumos. Cei care sunteți acolo în joc, dați-i report. A intrat un țăran. Merge, merge, Turbo. Deci dați pe numele lui și dați-i report. Mă poți te aștepta să fac un PC de 1500 de lei? Nu, Turbo. Dacă vrei, te uiți pe la videourile mele pe care le-am făcut eu. Sunt o grămadă de videouri. De acolo te poți documenta. Este PC făcut și la 1500 de lei. Deci, caută puțin acolo. Este un playlist, da, cu configurații sisteme. Te bagi acolo și acolo ai tot ce trebuie. De ce nu mă mai ofer să ajut personal așa? Pentru că înainte o făceam, intram pe Discord, ajutam niciunul din cei pe care am ajutat și am stat și nopțile să-i ajut. Hai să vedem placa video, măi, dar nu am atâția bani, hai să căutăm altă placă video. Cu nopțile pierdute, ca nici în ziua de astăzi nu și-au cumpărat calculator, da? Deci vorbim de 2 ani de zile în care am ajutat, niciunul din cei pe care am ajutat nu și-au cumpărat calculator. Așa că pentru ce? Sunt videouri făcute, te orientezi acolo, te ghidezi acolo, ai tot ce trebuie pentru a-ți face calculator. Deci, pas cu pas și componente și tot. Atât pot să spun. Denis, mă abțin să spun chestia asta. Au mai spus că scot codații, au mai scos codații, după care știi cum era cu codații? Hai că-ți mai spun ceva. Niciodată nu i-a blocat definitiv. Le dădea pentru o lună de zile, pentru 20 de zile, pentru 2 luni de zile. Așa le dădea la codații. Și ca să nu spun că le dea drumul și mai repede. Știi? Curăța când se termina un sezon, făcea curățenie în ultima săptămână, ca să te facă cu un nou sezon să bagi bani. Uite așa. Atâta sunt ei de șmecheri. Și Denis, Denis, nici nu are rost, te rog eu frumos să mai discutăm. Lasă-i în pace. Deci, eu am iubit foarte mult jocul ăla. Deci, mult, mult. Cât de mult am ținut, cât de mult mi-a plăcut jocul ăla, atât de mult îl urăsc jocul ăla. Mi-e greață de jocul ăla. Din cauza asta. Din cauza celor de la Tencent, din cauza celor care, din cauza faptului că nu se ocupă de codați. Deci, e un joc terminat. Părerea mea. Dar și n-are rost să mai dă-l încolo. Deci tu dacă vrei te joci, n-am nimic. Fiecare face ce vrea, cum îi place, ce îi place, în rest. Pe asta a fost ideea lor de business. Da, fane, de la început ei încă au făcut coduri pentru, și pentru PUBG-ul mare și pentru toate alea. Plăteai 25 de euro pentru nou recul, 25 de euro pentru nu știu ce.
Deci de la ei a pornit toată chestia. Da, deci nu mai, n-are rost să mai discutăm. E un joc care, gata, nu mai e, a apus. Sincer, chiar îmi pare rău pentru că eu când am văzut că sunt codați trebuia să închei cu jocul. Nu să stăm și să vedem, a, ăla e codat, ia să-l verificăm pe ăla e codat. Nu mai bine, nu mai jucam. Rules of Survivor am învățat să joc jocuri de astea, au fost hacker mulți, dar cei de la joc au pus un anti-hack și uite așa, și niciun hacker acum. Mă rog, nu sunt hackeri ăștia, hai să nu-i, că prea ei, deci ăștia nu sunt hackeri. Deci astea găsesc ei, se folosesc de un programel de asta, deci nu sunt hackeri, că sunt prea proști să fie hackeri, știi? Se folosesc de acel program, de acel... Da, să le spunem codați, că nu sunt hackeri. Deodată un om de treaba cu aflu eu adevărul este fac bani pe spate nostru. Păi da, Denis, asta făceau. Asta făceau. Dacă stai tu să te gândești, așa se întâmpla. Când se termina sezonul, făceau curățenie ca să te facă pe tine să crezi că nu mai sunt codați. Dar ei, de fapt, erau blocați chiar și pentru o săptămână. Ca să înțelegi. Hop! Bă, dar ce rapid e ăsta! Bă, ce-a pornit ăsta? N-am văzut în viața mea așa ceva. Da, e micuț. Ce-a luat-o, săracu? Ia! Ce șoarece! Frate, e păcat de ăsta. Uite, am dat drumul. Nu l-am ținut. Vreau să crească. Să crească mare și atunci îl prindem. Dar nu putea să fie unul mai mare. Unul de 50 de kilograme, hai să intre. Nu știu dacă îl scot, da, să fie de 50 de kilograme. Voi n-ați vrea așa? 50 de kilograme? Ce vârstă ai? 21 de ani, dragul meu. Numai sufăr de o boală și știu că par mai în vârstă, da? Na, din cauza bolii. Hai cu un nou record de somn. Pe recordul meu de somn, tată, e de 75 de ore și 892 de minute. Recordul meu de somn. Să bat recordul ăsta de 75 de kilograme, 892 de grame? Mai greu, mă, băiatule. Dodo în J5 sau J6 a prins unul 3 somn de 50 de kilograme. Unde mă, nene? J5, J6. Pe aici? Poate să fie de aici. Pe fluviu. Păi dacă prinzi unul, să zicem, ai sunt pești mari, frate. Dacă prinzi unul, baban, baban și te duce în afară, ce faci? Da, ăla apare scule mai bune. Eu încă n-am scule extraordinare. Pentru că sculele costă. De acum adun bani pentru scule. Eu credeam că ai 37-38. A, mă, bine că n-ai spus 60 de ani, ce naiba. O, paelele. De ce n-ai spus 60 de ani? Măcar așa, era treabă. Cum, naiba? Da, Fane, ți-am spus, tata, acolo n-ai ce să pescuiești. Acolo poți să prinzi pește foarte mare.
Elas, treci acolo și pescuiește și mai termină cu tâmpeniile. Prinde somn acolo și tu. Prinde pești, dă-i la paic. Hard wheel, apasă pe V să văd. A, păi ce să vezi, man? Nu. Dar eu sunt încă, fii atent. Deci eu știu că asta era 800. De 18 kg. Cum n-ai baie de 16 kg? Nu știu. Eu așa știu că am cumpărat-o. Băi, eu nu știu să fi cumpărat asta. Astăzi, când am dat eu acum, am văzut. Eu știam că e de 18 kg, dar până acum... Și acum am văzut că, de fapt, e altceva. Nu pot să-mi explic treaba asta. Dar eu știu că am cumpărat-o cea de 800R, ce era de 18 kg. Și acum, astăzi, am văzut că e de 16 kg. Deci, e ciudat. Deci asta e setup-ul meu. Și bățul ăsta de 35,4 kg, ăsta l-am primit de la cineva. N-am mai intrat pe live, nu-l mai văd aici nici cu noi. Mi-a dat bățul ăsta, asta mi-a fost donat, practic. Că e donație, că ce poți să-i spui? Bățul ăsta a fost cumpărat cu bani reali. Cred că, dacă nu mă înșel. Și oricum a fost foarte scump. Că nu poți să dai, să trimiți bețe scumpe. Scule scumpe nu poți trimiți, decât ieftine. Poate o ai în inventar. O, să trăiești, George, să trăiești, Doamne ajută. Nu am un inventar, dar ce naiba, aveam două. Păi dar nu-ți poți permite să cumperi două, că a fost 3000 și ceva. Nu e în inventar, nu e. E singura pe care o am așa. Mă rog, mai am una de 4 kg. Am cumpărat-o la început, că n-am știut ce e cu ea. Ciudatul și mie, mi-am cumpărat un fir de 30 kg și în inventar mi-a părat 28 kg. Da, da, George, l-a pescuit. Măi, Cristian, dar tu pentru ce ai cumpărat fir de 30 de kg să moară greș sau de 28 de kg de cât ai cumpărat? De ce e așa mare? Ce să faci tu cu firul ăla? Man, nici eu nu am fir de 30 de kg, am de 22,8, deci trebuie să te uiți grosimea firului. E de 0,28. De ce? Păi e foarte important să știi, pentru că în funcție de grăsime, uite, pentru că este de 0,28, asta înseamnă că mi-a intrat pe mulinetă 232 de metri din 300. Dacă e gros aici de... nu știu, 0,5 sau poate și mai mult, 0,7, 0,8, îți intră mai puțin și te trezești pe mulinetă cu 40 de metri. 30 de metri. Păi ce faci când vine un pește și se duce cu el? Bă, deci fii atent. Bățul, te uiți la băț, câte kilograme are bățul? Firul, în mod normal, trebuie să fie mai slab decât bățul. Tu ești la o... Mă rog, tu acum ești micuț. Deci la asta tu trebuie să te orientezi. Firul să fie mai slab decât bățul. Cu acolo 500 de grame, 1 kg. Ai băț, să zic, de 7 kg, pune fir de 6 kg. 6 kg jumate, na? Dar nu pune fir mai mare decât bățul. Dacă e ceva, se rupe firul, nu se rupe bățul. Cum să cumperi fir de 30-28 de kg, man? În plus de asta, hai să-ți mai spun, cu cât firul este mai subțire, opa! Cu cât firul este mai subțire, cu atât este mai invizibil pentru pești. Am pește. Am agățat pește. Am agățat pește. Un șobolan am agățat. Mă, dar cum a stat lipit acolo, nici nu s-a mișcat, nenorocitul. Am crezut că e mare. Și poate sare aici în barcă direct. Mamă! Păi ăsta e bun, tată! Ho-ho-ho! Zander de 7 kg, 913! Oh-ho-ho-ho-ho! Ăsta e recordul meu la zander. Ăsta e plătit bine! Bine, man! Oh, ce mă bucur că mi-a intrat ăsta! Bine!
Bine de tot, mă bucur mai mult decât de somn. Oooo, să trăiți băieții, mersi. Bă, mă frate, bine, bine, mă bucur. Georgica, nu mai joc, man, nu mai joc. E plin de codați, nu mai joc. Gata. Da, mulțumesc, băieți. Mi-a intrat Zander, nu vine să cred, de 7 kg. 7 kg și ceva. Ăsta dă bine la bani. O să dea bani grozavi. Oleo, dar barca? Parcă eram în barcă, nu? Da, mulțumesc, băieții, mulțumesc. Chiar mă bucur. Ce am făcut? A, tată. Ia bățul de acolo. A, vreau să văd cât mai am la... Oricum anunț. Ia uite aici câte am aici. Helas, dacă îți trebuie vreun bilet să-mi spui, man. Cu mare drag îți dau 11 ore și 42 de minute. Deci, Zandorul ăla și când îl prinzi în băț. Deci poți să-l ai. Deci, Helas, știi că am datorie la tine, man. Deci, îți dau bilet. Vii pe Actuba, îți dau bilet de Actuba. Dacă îmi dai și barca. Păi îți dau bilet pentru barcă. Dar nu ți-l dau pe ăsta cu 11 ore. Îți dau un bilet, nou nouț, două îți dau. Și trei, men, câte vrei tu. Sau pe ce mapă vrei, că eu pe toate am. Am pe toate mapele. Adică eu am, nu știu, multe bilete. Am băgat bani în bilete. Așa sunt eu, frate, când mă duc nu cumpăr un bilet. Dar eu am cumpărat în speranța că dacă prind un pește mare, am mai prins ceva aici. Mie îmi place barca roșie. Acum ești mână largă, că înainte cumpărai numai din astea, sărăcii din astea. Nici pe asta nu cumpărai, o luai pe aia de lemn. Acum ai și tu bani. Ia uite somnul. Aproape 4 kg. Acum are bani. Înainte le lua pe alea de lemn. Înainte lua hidrobicicletă, nu lua barcă. Acum are bani. Ți-i place cu aia roșie? Aia e scumpă, aia roșie. Eu cum iau eu, am luat, nu știu, 4 bilete de câte o zi, am luat un bilet de 5 zile sau 2 bilete de 5 zile am avut și vreo 7 bilete de 3 zile. Na. O grămadă de bani. Adică bani mulți. Și atunci dacă luam de-aia roșie, păi îți dau dublu pentru ce n-ai bac. Doar că e roșie. Am roșu aici, uite tată. Uite roșu și nu numai roșu. Și galben și albastru. Albastru, galben și roșu, dacă nu v-ați dat seama, da? Ăsta e cu România. Deci, e cu România, dacă nu v-ați dat seama. Deci am roșu aici, nu-mi trebuie barcă. Hai să vedem ce mai intră acum, băieții. Cumperi un bilet, îl ai permanent. Nu, tată. Tricoul ăsta l-ai folosit de multe ori pe live-uri. Și acum 2 ani. Dragul meu. Așa este, ai mai văzut tricoul ăsta de mai multe ori, așa este. Dar am avut 3 din astea. Am și cu guler roșu. Am și cu galben și guler albastru, roșu cu guler albastru, roșu cu guler albastru, galben cu guler albastru, galben cu guler roșu și pe spate scrie România. Deci am mai multe cu România. Am și mai eu. Dar mai eu na, n-o să umplu un mai eu, că după aceea... Da, bine, oricum, mă refer că ești sănătos sau zgârțoman. A, păi nu, frate, stai puțin, că nu, eu ți-am spus, că adică n-am fost tot cu același tricou, că s-a mai, știi, s-a mai stricat. Este unul care nu se mai poate purta. Da.
Și n-a spus, dacă aș fi sărac și eu ăsta, Doamne iartă-mă, ce? Sunt, dacă sunt sărac, sunt sărac, dar nu o să spun sunt bogat. Da, și pe tricourile astea n-am dat bani, adică cu toată sărăcia mea n-am dat bani pe ele. Opa, a mai intrat unul. Da, deci cu toată sărăcia mea să știi că n-am dat banii pe ele. Am o nepoată, dragii mei, ce a lucrat, ce a jucat, este la volei. Pardon, da, la volei. Și a jucat și în lotul național, a jucat CSM București, adică așa, cineva mare. Și îi dădea mai multe tricouri și atunci nepoata mea mă iubește foarte mult, ține foarte mult la mine. Și atunci spunea, asta e pentru unchiul Dodo. Și când a mers, mergea undeva, se ducea undeva, nu știu, în cantonamente, pentru concursuri în alte țări. Făcea rost de câte un tricou, spunea, asta e pentru, adică pentru mine, pentru unchiul Dodo. Fir întins, ai declarație. Am, sunt izolat, nu intră nimeni aici. Ușă închisă, tot. Nu am contact și nici contract cu nimeni aici. Deci nu mai mișcă ăsta. E tot un zander. Da, doar că ăsta are 15 kg. Doamne ajută. Ia să vedem noi puțin. Ăsta poate să ajungăm până la o lungime de 1,3 metri. 20 de kilograme. Media este de 67 de centimetri, între 24 kilograme. Deci 20 de kilograme. Ăsta poate să ajungă la 20 de kilograme. Acum nu știu. Hellas, ai idee de la câte kilograme este luța pe el? Adi Tudora. Nope. Pentru că nu l-a prins nimeni. Dar după... Măi, așa stă și zanderul. Să fie un zander, să nu-l poți scoate, oare? Mamă, să aibă 20 de chile. Deci zanderul, când îl prinzi, fiți atenți. Îl prinzi în băț, nu, la undiță. La undiță. La lansetă. L-ai prins... Nu mișca, al naibii. Se duce puțin și acolo se oprește. Se pune, zici că e piatră. Nu mai mișcă deloc. E un somn 21,5 kg. Da, posibil să fie și somn. Corect. Și l-am prins seara, trebuie să-l scoatem dimineața când se luminează. Până în alta, să bem niște apă. Așa. Bună e apa, nu-i ca vinul. Da. Foarte bună apa. Beți apă, dragilor, mai de când cu jocul ăsta chiar beau apă. Înainte poate nu beam. Mersi, Daniel, mersi mult. Dode, eu te las să mă bag la somn. Salut, multă sănătate, fiind întins. George, te-am pupat, man. Să trăiești, Doamne ajută. Cred că e somn. Da, dar știi ce e ciudat? Că nu am mișcat deloc. Scoate-l că poate mai... Dar nu pot să-l scot, man. Bă, cum să-l scot? Da, cum pot să-l scot dacă nu mișcă? Oh, bine, Hellas! Bine, mă! Aproape 9 kg. Bravo, mă, băiatule! Micu, nu mai fac, dragul meu. Gorti, trească domnul... Mă, câte conturi îți mai faci să moară gresa? Damian! Bine ai venit, dragul, în comunitatea noastră să trăiești, Doamne ajută! Mersi, mersi de subscribe! Măcar să ne meargă muzica, așa! Măi, ce-mi place piesa asta! E prea tare muzica, dacă vrei să dau mai încet, o pot da mai încet. Cred că e prea tare, nu? Oh, oh, oh.
Hai să dau puțin cel mai încet. Că, nu știu, parcă se aude mai tare decât mine, nu? Așa e bine? Salut, Vespansian! Salut, dragul meu, salut! Ia uziți! Bună piesa, băieți, ce ziceți? Aud culori. Dragi prieteni de pe live, Dodo nu mai face PUBG până nu dispar codații. Aceeași întrebare de 100 de ori pe un live. Am observat că trebuie pricep cât de cât la PC-uri și piese. Cât de cât, man? Mai jignit. Cum să spui cât de cât? Așa ai văzut tu, cât de cât? Dragul meu. Dacă pot să asamblez un PC cu ochii închiși, adică legat la ochi. Îți spun fiecare componentă. Tot ce este, cum este, ce cum funcționează, de ce funcționează, care este rolul. Păi cum poți să-mi spui cât de cât? Mai jignit. Salut, Dodo, fiind întins, aveți băieții și vreau să văd ce capturi frumoase. Denis Moldovan, uite acum, pentru băieții scot unul, dar n-ați spus kilogramele. Câte kilograme credeți că are ăsta? Vreau să spuneți kilogramele. Iartă-mă, te pricep foarte bine la pisiuni. Rogo, iar mă întreb, mă, băiatule. Păi ce ți-am spus? Deci, nu recomand să cumpărați pisiurile gata, făcute. Deci, exclus. Cel mai bine făcut pe piese. Și dacă nu ai bani suficienți, îți mai rămâne ceva, nu știu, mai poți folosi, dacă ai un calculator, mai poți folosi de pe acolo. De exemplu, nu știu, hard disk-urile sau SSD-uri, bine, e de știut și de înțeles că SSD-ul e obligatoriu acum să aveți. Cristian, 50 de kilograme. Mă rog, Vespansian, spune-mi ce vrei să mă întrebi, pune întrebarea și vedem. Rogo, ți-am spus, găsești pe componente, am făcut tot felul de configurații, bagă-te și vezi. Iar trebuie să-ți repet, man, aceeași chestie. Asta voiam să te întreb. Și că asta vreau să te întreb. Care? Păi n-am văzut întrebarea. Calculator la 2000 de lei? Dacă asta ai vrut să mă întrebi, căutați, am un playlist, se numește Configurați sisteme, PC-uri. Băgați-vă acolo și am tot făcut. Vă orientați acolo dacă nu vedeți, în foarte multe explic, da? Deci în foarte multe videouri de genul, explic pe ce criteriu să alegeți atunci când alegeți ceva. Da, este bine să vă interesați înainte de a cumpăra, înainte de a face o achiziție, pentru că un PC nu-l schimbi odată sau în fiecare an. Nu e ca o pereche de pantofi, de încălțăminte, da? Ăla îl scot afară, ia. Iese? E somn, ăsta ați spus kilogramele, băieții. Da, și acolo te uiți... deci merită mai mult. Da, pentru că îl faci și acum crezi de cuvință, îl faci corect. Mă înțelegi? Și mai rămâne ca apoi să-l asamblezi tu acasă. Nu e greu. Dacă te uiți la un video, două, e imposibil să nu o poți face și tu. Dacă, gândește-te, dacă eu pot să-l fac cu ochii închiși, să-ți ia 2-3 ore. Mie mi-a undeva la 9-10 minute să asamblez un PC. Ție să-ți ia 3 ore, 4 ore. Dar l-ai făcut tu cu mânuța ta. Să vezi ce satisfacție ai când știi că ți l-ai făcut tu cu mânuța ta.
Ție e făcut de tine, adică asamblat tot făcut de tine. Am luat cacao aia, dar nu-i bună. Cacao nu-i bună, mai bine beam ceai. Îmi scade energia, nu pot să scot peștele. Mă obosește peștele, înseamnă că e mare dacă mă obosește așa. Îmi mănâncă energia la greu. Deci cacao nu dă energie. Pentru energie, tată, tot mai bun e ceaiul. Mă, Cristiane, lasă, de unde tot le... Cum naiba să aibă 50 de kilograme? Nu poate să aibă 50 de kilograme. Chiar nu poate. Deci să fie așa, na, deci 50 de kilograme. Din când am văzut la tine și la alți băieți care se mai ocupă, și carcasa contează. Nu și carcasa contează. Carcasa contează foarte, foarte mult. Îți dai seama, pe toate componentele alea se încălzesc. Îți trebuie o carcasă bună, să fie aerisită, să nu fie înghesuită, să poți să pui ventilatoare și deasupra, să poți să pui ventilatoare și în față, să poți pune ventilatoare și în spate. Da? De exemplu, e bine să ai 3 ventilatoare în partea din față, unul în partea din spate și 2 în partea deasupra. Ăsta ar fi minimum recomandat. Și suficient, dacă ar fi. Deci 6 ventilatoare. Pentru zgomot, să nu ai zgomotul foarte mare, e bine să mergi pe ventilatoare de 14 cm, adică 140 mm. În același timp, atunci când îți alegi ventilatorul, te uiți acolo, pentru că în specificații îți scrie câți decibeli. Da, are. Nu ți-e unul... Ia uite-l. Nu ți-e unul... Nu ți-e niște ventilatoare zgomotoase. Te uiți acolo, contează foarte mult. Hai să vedem cât are. 22 de kilograme. Daniel, îl excludem. Avem 22 de kilograme, 28, 25. Tu zici iarăși, ți-am spus, dacă spui, spui fix, tată. 25 de kilograme, cred că băieții ar fi cel mai aproape, 25 de kilograme. A, ba nu, 23 de kilograme, a spus Hardwill. A, așa, da. Măcar răspunde și mie, de ce mi-ai dat bloc? De toate channel? Păi înseamnă că ai meritat. Ce crezi, că dau bloc degeaba, așa, doar să mă aflu și nu-mi treaba? Înseamnă că ai meritat. Sau poate nu ai bloc. Poate ai casă. Da, da, și-am zis. Păi prindeam un pește. Daniel, mulțumesc, mulțumesc. Mai intră unul? Mă, loc bun aici de somn. Chiar loc bun. Imediat vine dimineața și mai prind unul. A văzut și pe timp de noapte se prinde pește. Cine știa că nu se prinde pește pe timp de noapte? Adică somn. Că somnul normal e noaptea, nu? Adică mai e și ziua, dar noaptea e. De toate channel, văd că poți să scrii, deci stai liniștit. Dacă ai avut un alt cont și ai primit bloc, înseamnă că l-ai primit pe bune. Dacă nu ți-am dat bloc, poate ți-o fi dat și dacă nu acum, poate ți-o fi dat vreun moderator că ai făcut ceva rău. Nimeni nu primește bloc așa din senin, doar că vreau eu să blochez. Doar prost aș fi să nu vreau să am persoane, nu? Dar dacă ai făcut ceva, atunci prefer ca persoanele care sunt plecate cu sorcova să-i blochez. Adică n-am nevoie de... Da, am nevoie de oameni adevărați. Că în fond și la urma urmei nu trebuie să facem nimic altceva decât să vă comportați omenește. Cum mă comport și eu. Deci... Asta înseamnă să te comporți ca un om. Dacă te comporți altfel decât un om, înseamnă că nu ești om și nu meriți să fii printre oameni.
Eu nu mă pricep, nu prea mă pricep la PC-uri, doar cât de cât. Da, deci ți-am spus, la carcasă ce să urmărești, pe unde, da, chiar dacă are ventilatoare în față, să te orientezi să nu aibă capac, adică să aibă pe unde să fii, intre aer, că degeaba are niște fante micuțe pe margini, că n-are cum să intre aerul, degeaba ai trei ventilatoare, că pe unde intre aerul ăla la ventilatoare să-l bagi în carcasă. Da, în partea din față se bagă ventilatoare care să bage aer în carcasă, în partea din spate și deasupra se pun ventilatoare care să scoată aerul din carcasă. Nu, frate, nu, vorbesc pe YouTube. Nu vorbesc de... Pe joc, că mi-ai dat mut pe joc, nu... Aaa! De ce? Da, bine că mi-ai spus, stai să-ți dau și aici. Așa. Și bine că ai intrat, măcar ca să spun încă o chestie. Rușine să-ți fie și știi de ce? Știi de ce? Și știi de ce? Dar să-ți fie rușine, men. Deci când omul te ajută, așa se întâmplă. Deci când omul te ajută, tu ce faci? Te duci și-l înjunghi, așa? Ăsta ești tu. Deci ăsta ești tu. Te-am ajutat, că așa sunt eu, ajut. Și sincer, niciodată mie nu-mi pare rău când ajut pe cineva. Dar îmi pare rău când ajung, când ajut oameni ca tine. Deci îmi pare foarte rău să fac chestia asta. Și o spun omului direct în față, adică ce am de spus. Îmi pare rău că te-am ajutat, dacă știam nu meritai absolut nimic. Deci nimic nu meritai. Îmi pare rău și nu ești singurul care ai făcut treaba asta. Nu ești singurul. De aici dă dovadă că nu sunteți... Ca tine mai sunt și alții. Care tot așa am ajutat și au început să înjure, că vezi, Doamne, ei sunt mari băgamea și să fac, să, el 10 ani are cucu atâta și el spune, sau un bag, te zici că are cine știe și el are puțunică atâta, știi, și-l auzi cum vorbește. Deci asta nu înțeleg și rog frumos, mai vorbește ca lumea. Salut, Iulian, salut, salut, man. Ce faci, mă, Iuliane? Denis Moldovan, mersi mult. Dodo, mai stai aici 10 zile și vei fi milionar. Vei fi spaima somnilor, toți o să te vă... Măi, Torin Daniel. Nu știu, men, dacă aș putea spune. Nu e plătit așa bine somnul, să știi. Da, dacă prinzi unul... Dar nici, fii atent, am prins somnul ăla de 70 de kilograme, nu știu cât mi-a dat. 160 de arginți, parcă. Păi și 60 a trebuit să plătesc la mulinetă pentru 100 și am stat 3 ore. Păi nu merită. Sunt ok, Iulian. Salut, Pipa TV. Salut, Dodo, nu mai joci PUBG Mobile? Nu mai joc. Nu, gata, a trecut vremea lui. E plin de codați, lăsăm codaților. Mie nu-mi place să mă amestec cu codații acolo. Îi las, eu sunt beat simțit și mă trag la o parte. Dacă doi oameni discută, au o discuție între ei acolo, mă trag la o parte, doar nu stau în gura lor acolo. Ei, cam asta și codați. Îi las pe codați să joace cu ei acolo, unul cu altul. Ce să îi încurc eu? Hai, Iulian, întreabă și tu de PUBG. Mamă, dacă nu mă întreabă, dar exact cum ai zis, de fiecare dată toată lumea mă rog, pentru că am făcut foarte mult, ca să înțelegeți cei care, și mă rog, voi care... da, vedeți și voi. Intră acum și întreabă. Da, nu mai faci. Da, fii atent. Dar când făceam PUBG Mobile, el nu era. Adică de când fac live-uri, de ce n-a venit până acum să întrebe? Ca să vedeți. Adică el intra odată la o lună de zile. Intra pe live. Nu faci, atunci vine și el acum. Nu faci PUBG, dar când făceam nu era, știți? Tu poate te dai la o parte, dar sunt prea puțin de genul ăsta. Altul stă în gura ta și te și sufoc. Deci hard, tată. Ai dreptate, men, dar atunci când vezi că ăsta, pac, îi spui direct, men. Păi, nu ți-e rușine? Ia, dă-te, mă, mai încolo, adică am de discutat ceva.
Eu mă gândeam la carcasă iridă 503 RMS în față cu 4 ventilatoare incluse și 2 opționale în tavan. Eu zic că este ok. Da, este ok. Deci cât ai spus? 4 ventilatoare? Dacă are 4 ventilatoare înseamnă că sunt de 120 de milimetri, adică 12 centimetri. Mă rog, e ok. Poți să iei un ventilator din față, îl pui în partea din spate și să mai pui 2 ventilatoare deasupra. Sau poți să le lași toate alea 4, dar îți mai trebuie ventilator în spate și deasupra să pui 3 ventilatoare. Numai ai grijă. La zgomot. Păi îi spui, dar de multe ori nu-ți mai vine și nici să-i spui, îți vine să-i dai una să realizezi că nu e ok. Măi, acum ce să faci, nu vezi că așa mă întreabă și pe mine până m-am suturat. Dacă îmi făceai PUBG, ziceai că nu mai faci, acum zice că de ce nu faci. Da. Da, zicea să nu mai fac, da. Măi, Iulian, deci gândește că am făcut zilele astea așa și ăsta ai pornit așa live-ul, că a intrat un pește baban. Mă rog, mă așteptam să fie mai baban. Da? Și am mai făcut live-uri. Până acum n-a venit să mă întrebe. Deci dacă n-a venit, deci n-a întrebat până acum și nu știe, înseamnă că el până acum n-a mai intrat pe live-uri. Asta înseamnă că el intra în live din an în Paște. Și atunci întreabă, nu mai faci? O, dar de ce nu mai faci live? O, dar fă live. Când am pus întrebarea, n-au răspuns. Eram chiar curios. Eram chiar curios ce se întâmplă. Mă rog, și speram să fie, deci eu speram ca să nu, ia uite ce micuț, speram să nu aleagă, știi, să fac. Da, prea puțini au votat, știi, adică oricum mulți au renunțat și bine au făcut. M-aș bucura să renunțe toți. Pe partea de sus vreau să pun culori pe lichid. Da, e ok, bravo. Nu mai vezi dacă ai loc suficient. Da, cred că are, nu? Mai reușești să vină unul? A, pe a mai fost care să întrebe. Te-a apucat ca lumea de jocul ăsta? Da. Cu toată forța înainte. Da, pentru că îmi place. Dacă îmi place ceva, joc jocul ăla că îmi place. Adică, dacă îmi place un joc, eu joc acel joc. Nu joc 7 jocuri. Unul singur. Și îl joc cât timp am liber, cât timp pot eu. Ce nu-mi place, nu o să joc. Da, de exemplu, că spunea, de ce nu faci jocul ăla? Că ăla are trecere. Păi poate să aibă trecere. Dacă mie nu-mi place, nu o să-l fac doar de dragul de a face, doar pentru a avea vizionări, doar pentru a fi persoane multe pe live. Că nu ăsta e scopul meu. Scopul meu este să fac ceea ce îmi place mie. Ceea ce îmi place mie, sunt și alții care, uite, să aprecieze ceea ce îmi place mie, ceea ce fac eu. Și cine nu, asta este. Deci sunt diferite jocuri, poți să intri în altă parte. Asta îmi place mie. Dacă asta îmi place, asta fac. Nu fac ceva doar că ăsta e trendul sau asta merge, știi? Păi adică faci ce-ți place ție că este canalul tău. Nu că este canalul meu, dragul meu. În general, oricum eu fac ceea ce îmi place mie. Da? Deci nu pentru că este canalul meu. Că la fel de bine putea să mă cheme cineva. Mai să faci... Dar nu, nu e asta, despre asta e vorba. E vorba ce îmi place mie. Dacă îmi place mie, fac. Dacă nu îmi place, nu fac. Știi? Adică, na. Da, și aici, da, poți să spui așa. Fiind canalul meu, nimeni nu mă poate obliga să fac ceva ce nu îmi place. Așa este. Dar am explicat o chestie. Fac doar ce îmi place, nu fac doar pentru că ăsta e trendul, ăsta ar avea vizionări, ăsta ți-ar aduce, nu știu, beneficii. Că dacă nu faci ceva cu drag, se termină barca. Se termină barca! Termină timpul la barcă.
Mai, dar n-a mai intrat nimic? Hai să schimb eu acum. Vreau să schimb, poate mi-intră altceva. Pe ce regiune ai jucat PUBG? Bă, clar, Turbo, pe China. Doar cum să joc pe altceva? Ce întrebare asta? Pe China am jucat. Turbo, cum naiba să pui asemenea întrebări, frate? Lasă că nici când ai început tu cu PUBG Mobile nu cred că aveai așa multe persoane. Torin Daniel. În prima zi când am început PUBG Mobile am avut vreo 40 ceva, 50. A doua oară am avut undeva la 60-70, a treia oară la 70-80. După aceea am început să am, nu știu, în jur de 150-170, cam așa. După aceea la 200 și ceva, 300 și ceva. Și după aceea, aș putea spune că după aceea live-urile se învârteau cam pe acolo, la 200 și ceva, 300 și ceva. La un moment dat ajunseseră la 800 și ceva, dar după aceea imediat a intervenit ceva și n-am mai putut să fac live-uri o perioadă destul de lungă de timp. Și știi vorba aia, ochii care nu se văd se uită? Cam așa se întâmplă. Și dacă n-am mai făcut croiabă. Ei, frate, ăsta e nume, să moară Gresa. Cel mai frumos nume. Deci, ăla e nume, mă nene? Ăla e ci, nume de mâncare. Da, și cam asta era. După care am lipsit o bucată de timp, am revenit. Când am revenit am avut undeva la 70, până am reușit să fac chiar să am undeva la 200 și ceva, 300 pe live. După care iar am lipsit. Asta, mă rog, dar eu având niște probleme, n-am putut să fac să nu lipsesc. Asta e. Da? Nu m-am simțit capabil să fac live-uri și atunci am fost și plecat. Da, asta e. Mă înțelegi? După care iar am lipsit, iar am scăzut, am ajuns la 60 ceva și iar am reușit să duc pe la vreo 200 și ceva. Așa, știi, era media de 200, 180-200. Iar am lipsit și tot așa, știi? Dacă nu, că asta e, na, nu poți. Dacă te apuci, trebuie să fii constant, să fii, eu nu pot. Adică eu astăzi pot să fiu bine, mâine să nu fiu bine și să nu pot face live. Ai dat cu lanseta pe celălalt mal. Vespasian, dragul meu, ăsta nu e celălalt, e același mal, doar că e o curbă așa, știi? Dar mă rog, deja asta nu aruncă așa mult, dar am alta care aruncă, chiar că aruncă de pe un mal pe altul. Știu că eu am prins vremurile alea. De asta spun. Da? Normal, când faci, trebuie să te ții de treabă, să fii constant. Deci eu am fost constant până în momentul în care nu am mai putut. Când nu am mai putut, n-am mai putut, că nu se poate. Nu întotdeauna merg treburile. Și cum v-am spus, eu de-aia niciodată nu pot să promit să spun astăzi, da, mâine facem live, ne tânim. Că nu se știe. Mă pot simți rău, sunt cu medicamentele lângă mine aici. Este când sau a fost live în care a trebuit să opresc brusc, adică să vă spun, să spun gata, am ieșit pentru că n-am mai fost capabil. La fel se poate întâmpla și acum să nu se întâmple. Deci asta e. De la pescuit rațe. Rațe nu sunt. No, no. Turbo, știi ce spun? Man, las-o jos să moară Gresa, că se învață în brațe. Lasă jos că se învață în brațe. N-ai dat de codați pentru că codatul erai tu.
Daniel, mă rog, nu știu ce ai vrut acolo să spui, dar mă rog, mă bucur. Nu mai intră nimic? Ia să schimb eu. Țin așa constant să scot afară, să schimb aici. Poate am impresia că stai în București, dar nu știu de ce. Am impresia că stau în Arad și nu știu de ce. Nu știu de ce am eu impresia asta, că locuiesc chiar în Arad. Dar nu știu de ce am impresia asta. Vespasian, dragul meu, eu locuiesc în județul Arad, chiar în orașul Arad, în localitatea Arad, mai bine zis, la bloc, bineînțeles, și am impresia că ești de la nu știu cum, da, Iulian, dar Vespasian, man, copilăria mea a fost în București. Adică acolo am crescut. Ai ghicit-o, man. Bravo. Bravo, man, ai ghicit-o. Nu, a zis bine, omul, a zis bine. Ce să mai... Adică, de asta... Dar nu te supăra, frate, că dacă vrei poți să vorbești și altfel, că pe mine nu mă deranjează. Eu pot vorbi cu tine cum vrei, Matale, ca să mă înțelegi oricum. Frate, scuze că te deranjez, mai putea ajuta cu un sfat cu problema mea, nu știu. De asta ai venit, Iulian. Da, mă gândeam eu, cum, ce caută Iulian pe live la mine? Doamne, dar ce s-a întâmplat cu Iulian? Dar cum e Iulian pe live? Ia zi, Iulian, tată, să nu te mai enervezi, spune ce problema ai tu. Nu te urmăresc de mult timp, dar așa pare. Așa ca din Moldova, de la mine. De la mine, de la tine. Nu mă, Iulian. Spune, men, am glumit. Spune, știu că tu acum ești cu alea, cu Gagici, cu CSGO. Stai, ce joc te-am văzut că mai jucai, că tot îmi arăta aici. Te-am văzut că mai jucai, nu știu ce. Frate, mă chinui de câteva zile, la al doilea monitor de ceva timp se deschide după vreo 5 minute, după cel... Al doilea monitor de ceva timp se deschide după vreo 5 minute, după cel principal. Ce ar putea să fie? Cum adică se deschide? Păi nu știu, men. Vezi, cablurile alea la placa video încearcă la cabluri. Cablul probabil nu e în regulă. La cabluri. Deci fii atent. Eu nu știu, ai placă video și ai băgat în placa video dedicată ambele monitoare? Dacă ai băgat ambele acolo, ea inversează și vezi dacă se întâmplă același lucru. S-ar putea să fie și de la cablu. Deci, cam asta e. Nu știu, e cam ciudat ceea ce îmi spui tu, dar poate să fie de la cablu în primul rând, poate să fie... Uite, de exemplu, pe placa video dedicată, mă rog, asta se întâmplă la plăcile video de la Nvidia, deci niciodată la AMD. Adică ăștia de la Nvidia încă mai au de învățat de la AMD la unele chestii. Nu, poate să fie de la cabluri. Deci poate să fie de la cabluri. Și eu am pățit. Da? Până am schimbat cablu. Încearcă, de exemplu, nu știu, dacă ești... fii atent. De exemplu, dacă folosești două HDMI-uri. Mulțumesc de râme. Mă, nu vă mai faceți conturile. Dacă, de exemplu, ești, nu știu, să zicem HDMI pe ambele monitoare, încearcă un monitor să-l pui pe altceva. Sau, nu știu, ești DisplayPort. Da, pune un DVI și un DisplayPort. Sau DVI HDMI. Sau DVI VGA, nu știu. Deci încearcă să schimbi. Să pui un digital cu analogic. Ai înțeles, da? Încearcă, deci monitorul nu are nimic. E o problemă acolo, de la placa video. Placa video nu știe să dea semnal bun. Da? De exemplu, dacă bagă două HDMI-uri, ba, merge două HDMI-uri? Ba, nu. Nu merg două HDMI-uri dacă bag. Merge unul singur. Merge să bagă DisplayPort, merge să bagă
cum îi spune, așa, DisplayPort, merge DVI, HDMI și cred, nu știu, cred că pe HDMI totuși merg două, dacă nu mă înșel. Dar DisplayPort nu merg două. Aia că îi placă video de la Nvidia. Am un adaptor VGA HDMI prin casă, am să încerc. Da, încearcă și cu altceva. Păi nu, fii atent, Iulian. Se poate întâmpla și un driver să-ți facă figuri. Da, de asta niciodată nu te băga să faci, să faci update la driver atunci când ai văzut că au și băgat un driver nou. Lasă-l, tată, 3-4 săptămâni. Pe mine tot mă anunță că ai și tu un driver nou. Îl lasă în pace, n-am treabă. Funcționează bine, îl lasă în pace. De ce? Poate să fie un driver cu probleme și imediat după aceea să scoată un nou în care să rezolve problema. Dar până rezolvă problema, tu deja rămâi cu driverul ăla vechi și așa mai departe, da? Știi cum aș putea să optimizez o placă video slabă cum ar fi un Celeron? Ionuț, Celeronul e procesor, nu e placă video. Și dacă ai Celeron pe el și ai și o placă video slabă, n-ai ce să-i faci. Alea nu sunt de jocuri. Bucură-te așa, cât merge și asta e, n-ai ce să-i faci. Sunt mai bune componentele de la AMD decât cele de la Intel? Nu. Nu. Acum au ceva procesoare bune scoase Ryzen din seria 3. Dar sper și mai bune să fie cu seria 4. Unde Intel, de exemplu, a rămas foarte în urmă la procesoare. Dar nici procesoarele lor, adică aceeași arhitectură de când, de 4 generații încoace. Aceeași arhitectură, n-a mai schimbat nimic. Decât au băgat niște nuclee în plus, niște trader, mă rog, niște chestii care... Pe când și de la AMD au lucrat și uite că au scos, au stat ei pe loc. Dar acum au venit cu niște procesoare bune. Ryzen, da, seria 3, da, sunt niște procesoare bune. Cu seria 4, cu siguranță, o să rupă gura târgului. Nici seria 3 nu era. Na. Așa că, la plăcile video, AMD au și ei niște plăci video, bunicele, dar tot Nvidia sunt acolo în față. Frate, nu știu dacă aș fi de ajutor și să știi cine are nevoie de un PC-ul vechi. Iulian, dă-l cuiva la pe cine cunoști acolo. Nu ar să dai de aici la cineva de pe live. În niciun caz. Un prieten de-al tău, o cunoștință, ce știi tu că sunt, sau chiar o familie de oameni nevoiași cu copii mulți, da? Le dai lor acolo, se poată bucura de el. Ascultă-mă ce spun. Adică toți care sunt aici au telefoane, au alea, sunt pe live, nu? Deci n-ar rost să întrebi aici, să te pui să-l trimiți la poștă. Cauți acolo pe cineva, o familie de oameni necăjiți, cu mulți copii, sunt sigur că ai pe acolo. Și cel mai bine să le dai să le faci lor bucuria asta. Înainte de a-l duce, instalează și tu vreo 3-4 jocuri pe acolo, așa, niște joculețe să aibă, că poate n-au internet, dar să se joace așa. Și... Nu, mă refream, zic, poate cunoști pe cineva. Eu nu cunosc pe nimeni, dragul meu. Deci cel mai bine e să faci cum ți-am spus eu, părerea mea. Deci dă-l la cineva pe care știi tu acolo, să se bucure de el. Totul la carne de pește trepitor când trag. Băi, la carne... Măi, Cristian, joacă, tată, dă-i la râmă. Dă-i la pâine. La râmă normală. Lucă unul să trăiești, Doamne, aștept să te subscribe. M-am bucurat de el când mi l-ai dat. Vreau să se bucure și altcineva la rândul lui. Da, Iulian, și-l dai cuiva pe cine cunoști tu. Dai pe cineva, dar ți-am spus că auto o familie cu mulți copii. Familie de oameni, că la tine acolo, în zona ta, cu siguranță sunt mulți. De la acolo și ai să vezi ce bucurie faci. Și ascultă-mă puțin, Iulian. Părinții și copiii aia o să-ți roage de sănătate și aia te ajută. Deci aia o să te ajute în viață, man. Ascult, aia nu o să uite toată viața lor ce ai făcut.
Da, așa spun eu să faci. Da, tu acum faci cum vrei. Încă îți mulțumesc mult, mi-a ajutat să pot juca CS. Da, Iulian, am făcut cu drag ce am făcut de fiecare dată. Na, mai ales că tu ai fost băiat ca lumea. Vespasian dintre i5-9600K și R5-3600X. Cam ce alege? Mai, dacă ar fi să mă gândesc pentru gaming, aș merge pe i5. Dacă vrei să faci mai multe în același timp, da, poți să mergi pe R5-3600X. Da, de exemplu, acolo te ajută la editări, rendări, așa, cu o placă video bună, face treabă bună. Dar, în același timp, i5-ul pentru gaming, în gaming, vei simți, mă rog, sunt niște FPS-uri în plus. De ce? Din cauza frecvențelor. Frecvența ajută foarte, foarte mult. Fiind și cu cam coadă, clar, i5-ul se poate, se poate face overclocking pe acolo cât permite. Dar nici n-aș recomanda, e KF poți să cumperi, știi? Adică să nu mai dai banii pe grafica integrată, că mă gândesc că îi pui o placă video dedicată. Gabi, da, Dodo, ai dreptate, sunt alții care săraci, nu ai și chiar își doresc respect. Păi da, asta spun. Dar unde pot vedea placa video, cum se numește? Ionuț, cel mai simplu, instalezi un program, se numește SPECKY. E un programel foarte, foarte micuț. Îl descarci, deci SPECKY, SPECY. Îl instalezi, instalare simplă, e un program micuț, îl descarci, îl instalezi și acolo vezi toate componentele PC-ului tău, tot. Plus de aia vezi și temperatura componentelor. E un program foarte, foarte bun. Măi, la asta văd că n-a prins nimic, la asta roșu. Dar asta nu înseamnă că n-ar putea. Fiți atenți. Bag o râmă din asta. Am dat la asta. Pot să-l încerc și pe asta. Acum vreau să încerc râma asta. La asta mă aștept să intre altceva. Dacă aș prinde iar Xander de ăla, măi, ăla e bengos. Xander-ul. O să-l fac pe PS, dar mă ajută buzunarul deocamdată și grafica aia integrată mă ajută puțin. A, am înțeles. Da, corect. Atunci da, e bine. Oricum, grafica aia integrată îți ajută. O să poți juca foarte multe lucruri, dar aproape orice. David Bozan, bine ai venit în comunitatea noastră, mersi de subscribe. Nu o să joci tu la detalii, dai rezoluție mai mică, dai alea mai pe mici acolo și te poți juca, îl poți folosi. Da. Bine te-ai gândit, așa este. Frate, mă bucur că ești bine, sunt tot la noi în Suceava, e jale cu virusul ăsta. Da, Iulian, știu, dragul meu, nici la noi în Arad nu este mai mult mai bine și se va agrava din ce în ce mai mult, ținând cont că noi avem, da, vămile aici la noi foarte multe, plus de asta, ținând cont că sunt foarte mulți din județul ăsta al Aradului, unde sunt plecați la muncă și uite că acum vin înapoi, cu siguranță o să fie mult, mult mai grav și în Arad. Da? Tu ai grijă de tine acolo, man. Nu ieși din casă, uite, eu n-am ieșit absolut deloc. Mă rog, se riscă nevastă mea săraca merge la cumpărături. Eu nu ies că sunt mai sensibil și... Da? N-am ieșit afară absolut deloc. Ferește și tu, n-ai ce să ieși afară. Nu ieși, man. Ai curte, ieși în curte puțin pe acolo. Voi aveți măcar noroc cei care sunteți la curte. A, nu știu, stai la curte sau stai la bloc, nu mai știu. Ai și tu grijă de tine și sper ca toată lumea să treacă, să treacă cu bine peste chestia asta. Dar, la cum văd eu și cum fac conducerea acestei țări, n-o să fie bine absolut deloc. Piețele s-au umplut. La fel și eu ies la cumpărături atât. Mă rog, să fii protejat, să ai mască, să ai mănuși, nu te opri cu nimeni de vorbă, te-ai dus, ai cumpărat, e cam riscant să mergi tu, nu știu.
ar putea să, nu știu, de ce nu merg pe niște nici, nici Dorotea n-a ieșit afară din casă, pe Vlad l-a prins la prietena lui. Așa, când vine, vine, când, da, în rest, statul nu vrea să ne ajute pe noi, ei vor doar banii noștri. Păi de unde eu nu-ți tată bani? Că acum nu mai sunt bani. Acum vai și amar cu banii. Dar nu înțeleg de ce au dat drumul la piețe, măi, toată lumea are nevoie. Dar, uite, s-a dat drumul la piețe și a fost în bulzeală și a fost toată lumea acolo. Op, carne de miel și calea alea nu mai țineau cont, fără măști, fără alea, în piețe. Nu știu, e o harababură. Așa și-am rămas la ea două zile. Intrăm într-o criză economică imediat. Da, Gabi, da, 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 de asta v-am spus. Faceți-vă provizii, de câte ori mergeți, luați câte o făină, două în plus, cât un orez în plus. Deci de fiecare dată când mergeți la cumpărături, dacă mergeți să cumpărați pâine și că vă trebuie atunci și zarza, v-ați cumpărat și o pungă de orez și o pungă de făină și le puneți în cămară acolo. De câte ori ieșiți să cumpărați ceva, cumpărați încă ceva și puneți-le deoparte și nu vă atingeți de ele. Și adunați acolo cât de mult. Mă rog, acum nici bani nu sunt așa mult să zici că da, domnule, fac. Dar ascultați-mă pe mine, pentru că o să fie foarte greu. Greu, o să vedeți și greu o să vină. Bine ar fi să nu fie așa. Am ajuns să dau 10 lei pe o mască, două naibii. Da, așa e, men. Numai se poate curăța, o poți spăla, o poți călca. Știi, și o folosești, asta e. Da, și prețurile la mănuși. Așa, da. Și sticla de spirit, man. Așa este, frate. 12,50 lei am găsit asta cu 500 de mililitri. 12,50 lei. Mănușile... alea de unică folosit... Măi, adevărul este că sunt aduse foarte greu. Adevărul este că e o criză. E o criză foarte mare. Măștile astea, Iulian, cine știe de unde vin? 15 lei o sticlă de spirit e mai scumpă decât o sticlă de bere. Păi, man, Gabi, dar știi ce comparație faci să moară gresa? Păi, mă, băiatule, berea are alcool 5%. Nu? Normal, cam așa ar fi. Păi, ăsta are... Cât are? Ăsta are 80-90%. Hai, ba știe cât are. Măi, are mult, da? Are 70-80%. Păi cum vrei să-ți dea pe ăsta cu 70-80% cu același preț cu ăla de 5%? Doamne și tu. La noi se dau mănușile cu 3 lei perechea. Da, e și aici. Nu știu cât. Înainte cumpărai o cutie cu nu știu cât, erau mănușile, tot cumpăra mănuși din alea albastre. Bă, nu mai țin minte, dar era, nu știu, 50 de bani. Perechea, bani, nu mai țin minte cât era. Acum a crescut prețul, nu știu cât e la noi. Tot așa, 2,50 lei, 3 lei, habar n-am. La noi se dă gratis. Bă, ești cel mai șmecher, tu ai pile la spital. S-au dat băieții pe bere de când s-a scumpit spiritul. Ce Hellas? Ce s-a întâmplat? Am văzut ceva acolo, că n-am nicio putere, nu pot să oblig omul, nu știu de ce. Râdem, glumim, dar ferească Dumnezeu, Gabi chiar nu e de glumă. Nu e de râs absolut nimic, e de plâns. La început spunea oamenii, chiar am fost la cumpărături, m-am dus să nu era încă așa problemele astea, chiar și nevastă mi-a spunea la început, bă, dar ce cumpără ăștia? La magazine, ce tot atât, cum să golească rafturile? Și am spus, măi, nu mai râde și hai să cumpărăm și noi. Lasă că nu se întâmplă nimic, lasă că nu știu ce. Am ajuns după aceea când ne-am dus să luăm făină, dar nu mai era nicăieri. Și am spus, deocamdată ai de unde să cumperi, nu e nicio problemă. Dar să nu vină vremea în care să nu mai găsești să cumperi sau în care lumea, gândiți-vă, ce s-ar întâmpla dacă începe lumea să se îmbolnăvească din ce în ce mai mult? Gândiți-vă.
Gândiți-vă că începe lumea să îmbolnăvească și la un moment dat o să închidă toate. Omul nu o să mai aibă unde să lucreze, statul ăsta zice că dă bani, dă bani, dă bani, dar la un moment dat nu o să mai ai ce face nici cu banii. Și se închid și magazine, se închid toate. Și atunci omul nu o să mai aibă nici ce mânca. Și atunci ce o să se întâmple? O să se spargă magazinele și o să fure din magazine, da? Bun, s-a furat din magazin și după aceea se termină și aia sau vin alții care flămânze. Ce o să facă? Deci puneți-vă în situația, gândiți-vă chiar și la chestia asta. Bine ar fi să nu fie așa. Frate, nu găseam drojdie și când au adus, de la 5 lei era 15 lei. N-ați dai seama. Îți dai seama, men. Mă rog, Iulian, drojdia se poate face și cu bere. Dacă asta, și eu am cumpărat făină, am făcut câteva provizii, acum nu suficient, dar am făcut ceva și ar mai trebui. Doar că cine să care, nevastă mea singură, că ea merge la cumpărături, eu nu pot să merg. Eu nu ies, nu am ieșit din casă, nici nu o să ies, până nu se termină toată treaba asta. Și înseamnă că sunt plin de drojdie. Da, deci se face cu bere, poți să faci drojdie. Da, faci bere cu făină și lași de pe o zi pe alta. Fermentează, că doar știi că berea e ferment. Eu nu voi purta mască pentru că păstrezi distanța la 2-3 metri. Cristian, da, tu pentru că ești foarte isteț și foarte inteligent și normal. Cum să porți tu mască? Că nu-ți trebuie mască. Tu dai seama ce tâmpenie vorbești, păstrezi 2-3 metri. Măi, Cristian, virusul ăla poți lua și de pe ceva să ai pe mână. Îți trebuie mască și îți trebuie mănuși. Nu ai mască și nu pui mâna la ochi, chiar dacă ai mănuși. Nu ai mască, tind să-ți pui mâna, nu știu, te scarpin, te mănâncă, te scarpin cu mănușă, cu mână, cu ce ăsta. Și deja ți-ai luat virusul. Tu crezi că asta e doar distanța, te protejează? Dodo, de ce nu mai fumezi? Măi, Zeus, va fumez, dar nu fumez de fapt. Vapez. Adică, țigară electronică. Doar că o țin aici. În timpul live-ului, nu. În zona în care stau eu, este ok, adică în Snagov. Man, stai în Snagov? Oho, cât am umblat eu și pe acolo. Mai pleci prin pădure, te plimbi, stai la curte, dar în oraș este jale. Da, frate, eu stau la bloc și nu ies. Mă întreabă Narcis de ce la... Deci am blocat cine a meritat. Cine a meritat. Oameni care n-au ce să vorbească cu mine, deci n-am ce să vorbesc cu ei. Pentru ce să mai stai acolo? Sunt oameni care nu sunt oameni, care vorbesc ce nu trebuie, care se comportă urât și eu nu accept să... Îmi pare rău că nu pot să-i scot afară. Asta e mare tâmpenie. Că mi-ar fi plăcut, dacă eu am creat asta și dacă nu-mi convine de cineva cum se comport, să pot să-l scot afară. Adică să pot să spun marș, pași și pusi. Adică, știi, spui marș, că așa merită și pași puse, adică să fii și băiat cu bun simț, știi? Îmi pare rău că nu se poate face chestia asta, pentru că sunt unii ce nu merită. Da, Vespasian, da. La un moment dat chiar rămăsesem fără bani, m-am dus acolo la cineva. De fapt, nu rămăsem fără bani. Mă rog, nu că aș fi avut bani, că eram tânăr, chiar nu eram eu cu bani, știi? Adică, așa, de un suc poate aveam și eu, dar n-aveam să-mi duc agica la restaurant. Și m-am dus o dată la Snagov, am avut acolo un unchi și o mătușă. M-am dus acolo și m-am dus să-i vizitez, dar, mă rog, scurt, așa, adică pentru câteva ore. Mă dusesem cu autobuzul, din București, bineînțeles. Și
Mersi, hai, stai vreo două zile pe aici și îți faci tu niște bănuți. Mm. Ia auzi. S-a dus, a vorbit unchiul la cineva, a adus, nu știu, două mașini de alea mari de pământ și trebuia să-l car cu roaba. Erau doi, îmi încărca un roabă, eu luam și-l duceam și-l răsturnam așa. Îmi spunea unul, pune acolo, pune acolo, pune acolo, ca să împrăștie, să pună pământ în curte. Două zile m-am dus acolo, mă, tata, când am plecat acolo, de acolo, am luat bani frumoși, adică bine de tot. Nu știu, jumătate de salariu a unuia care lucra în, într-o fabrică, îți dau un exemplu, două zile. Bă, și nu m-am primat cu roaba, mamă, ce m-am bucurat. Deci am făcut bani mulți acolo. Bogdan, dă-o scuze acum că n-am intrat până acum. Dragul meu, n-ai de ce să-ți ceri scuze. Fiecare intră când vrea, cum vrea. Na. Deci doar nu ești obligat. Nu, nu merge nici cu asta. Dăm repede că trebuie să intre somnul acum. Hai. Băgăm un somn. Hai să băgăm un somn de 50 de ore. E bine? Dodo, noi aveam un rest de PaySafe de un leu. Nu, dragul meu, că nu folosesc așa ceva. Nu am. Ionuț, nu fi mă rău, man. Deci nu mai fiți răi. Haideți să vă spun, dacă ai un PaySafe, de exemplu, și îl bagi direct în Steam, ascultați-mă ce spun eu. Îți rămâne un rest acolo. Poate să rămână 2-3 lei rest pe ăla. Și dacă ai PaySafe, poți să bagi codul ăla din nou în PaySafe și îți bagă mărunții aia, 2-3 lei. Asta a întrebat omul. De ce sari să-l spui că e sărăntoc, că e nu știu cum, să meargă la muncă? A întrebat omul de un leu, de pe un PaySafe folosit. Dacă iei PaySafe și îl bagi direct în Steam, îți rămâne rest pe el. Da. Păi, Ionuț, ai fost răutăcios, man. Du-te la muncă. Nu, omul a întrebat dacă mă cunoaște mai de mult, poate și știe că foloseam PaySafe-uri, că dădeam, mă rog, că foloseam, că eu n-am folosit chiar atât de multe, dar mă rog, am folosit și eu. Deci asta a întrebat. Nu trebuie să fiți răutăcioși când cineva întreabă. Uite, vezi? El trebuie să plătească 9,71 lei și are doar 9,44 lei. Adică îi mai trebuie câțiva bănuți. De-aia a întrebat omul. Ceva ce merge să cumpere, de asta a întrebat. Bogdan Dodeu, ți-am spus că te respect. Să trăiești, dragul meu, îți mulțumesc. Așa trebuie să ne respectăm toți. Toți trebuie să ne respectăm între noi. Dar și să nu mai săriți să criticați, săriți, ați văzut ceva. Trebuie să înțelegeți de ce omul a cerut, că a cerut un leu, un PaySafe, cu rest. Uite, Dodo, noi avea un rest de PaySafe de un leu. Un rest. Deci, cine, tu n-ai înțeles ce vrea omul. Dar de asta nu judecați, nu criticați înainte de a vă da seama despre ce este vorba. Deci, tu nu ți-ai dat seama la ce se referă omul. Dar așteaptă și vezi după aceea despre ce este vorba. Adică nu săriți imediat, gata, să jigniți, să spuneți. Deci, dragul meu, chiar nu am. Dacă aveam... Bogdan, dacă pot, cu mare drag. Deci trebuie să fim și noi un pic mai altfel, mă, băieți. Adică, hai să ne schimbăm puțin. Nu mai fiți așa duri, atât de... Aveam eu 4 lei, dar nu mai am PaySafe. Na. Acolo unde stă mătușa ta este prin Ciofliceni? Man, nu, stătea la blocuri. Exact unde era stația de autobuz, acolo era și niște blocuri. Era primul bloc din stânga, cum stăteai cu fața așa, către blocuri. Primul bloc din stânga. Acum, nu știu, asta s-a întâmplat mai de mult. Eu nu mai știu acum
dacă mai sunt și alte blocuri. Erau blocurile alea vechi. Trebuie să le știi. Dodo, tu de unde ești? Eu? De peste tot, man. De peste tot. Man, eu acum nu știu acum cum le spune... Cum le spune pe zone acolo. Îți dai seama că nu am stat. Nu m-am plimbat atâta. Nici nu știu prea mult pe acolo. Nu știu ce să fac. Am un laptop Lenovo cu Windows 7. Am luat jocul Fishing și merge în delay de un minut greu. Bogdan, vezi temperatura. Deci vezi temperatura, dragul meu, și setările. Uite puțin la mine. La video. Uite toate setările. Aici dai pe cât poți tu de mic. Cât poți de mic, așa-l dai. Minim. Toate pe minim. Aici la Vsync să fie on. Toate off, off, off și le dai bara asta în stânga. Aici off, off, off. Aici la view dai pe minim. Uite aici, fă un print screen. Fă o poză la ecranul ăsta ca să vezi. Toate pe low. Rezoluție, setări, tot, tot, tot pe off. Aici doar la Vsync să ai on. În rest, toate să fie minim, dai de aici grafic pe minim, reduce asta de aici, de aici să fie off, 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 aici la scale asta cred că nu poți să modifici, nu poți să modifici, rămâne pe 1, aici la view dai pe minim, rezoluția așa și chiar poți să pui și window mode, dar să nu fie în full screen, vezi dacă se mișcă mai bine. Încearcă chestia asta să pui în window mode, poate se mișcă mai bine. Da? Cred că ai perceput. Uite, am scăpat peștele. Bun, și fiind laptop, atenție cu temperatura. Deci este un joc ce... Da? Ce forjează puțin, mai ales dacă mă gândesc că laptopul nu e foarte performant. Și atunci trebuie să ai mare grijă. Da? Să fie răcit. Nu-l ține în brațe. Ce face Dodo Vsync-ul ăla? Sincronizează deci FPS-urile cu monitorul. Dacă te uiți tu în partea stângă, am 60 de FPS-uri. Asta înseamnă că monitorul, mă rog, monitorul este de 144 Hz. Dar placa de captură este în 60 de FPS-uri. Când ai placă de captură, ți-ți apare cumva placa de captură ca un monitor. Și atunci trebuie să le dublezi. Da? Pentru că folosesc două calculatoare. Ca calculatorul ăsta să vadă calculatorul ăla altul, da? Îți dă un monitor virtual, cum ar veni. Și atunci tu trebuie să le îmbini unul în altul. Banc? Ai înțeles? Și atunci dă 60 de FPS-uri. Vsync-ul, deci, sincronizează cu FPS-urile, cu herții monitorului. Dacă ai un monitor de 144 Hz, vei avea 144 FPS-uri. Dacă placa video, poate. Ai înțeles? Dacă, de exemplu, mă duc aici și dau pe off, și atunci e bine să faci chestia asta, pentru că n-ai rost să-ți dea, de exemplu, nu știu, 100 și ceva de FPS-uri când monitorul tău e de 60 de FPS-uri. E un joc ce nu ai nevoie de acțiune. Da, 60 de FPS-uri e perfect. Mă rog, în 144, dacă ai monitor de 144, se vede altfel, se vede... E mult mai mișto. Da, e bine și așa. Uite, o să-ți arăt acum. Uite, de exemplu, FPS-urile, cum au crescut acum. Te uiți? 149, 160, 169 cu GTX 1080 Ti. Doamne, ți-e și rușine să spui chestia asta. Mă rog, în 4K. În 2K, pardon. Nu știu, e bine aici unde... Aici trebuie să fiu. A, cred că deja, da, a ajuns să stai sus. Ai înțeles? Atunci n-ar rost să ții... Pentru ce să ții 160 de FPS-uri? Pentru că nu mă ajută cu nimic. E un joc, ce n-ai acțiune, e de pescuit. Pentru ce să meargă, că merge degeaba, știi? Deci n-are niciun sens. Și atunci îi dai pe on. Dar, de exemplu, dacă joci CSGO sau nu știu ce, atunci e bine să fie pe on.
Ai înțeles? Pentru că acolo ai nevoie să-ți dea. Chiar dacă monitorul nu-ți dă, e bine să fie cât mai multe FPS-uri. Dar așa, la jocul ăsta, ce joc, nu e nevoie. Mă înțelegi? Și vouă, la fel, vă redă 60 de FPS-uri. Deci ce rost are să țin eu 130 de FPS-uri, 160 de FPS-uri? Mai poți spune încă o dată cum se numește aplicația? Păi când ți-am spus ce ai făcut, men. S-P-E-C-C-Y. Spec-C-I cu Y. S-P-E-C-C-Y. Nu mai dau la pescuit, gata, m-am supărat. Bravo, Cristian. Bine faci, men. Și așa nu faci nicio treabă. Stai liniștit. Nu e nici ăsta de tine, nu e de tine jocul ăsta. Man, Benny deja e la level 14 și a jucat jumătatea orilor tale. Benny la level 14, imediat trece la level 15. Prinde ce pești, prinde Benny. Da? Deci a început, deci tu ai dublul orilor față de el. Și ești tot la level 12 sau ai trecut la 13. Deci chiar nu-l mai juca, că nu are sens. Tu-ți bagi joc de jocul ăsta. Să stai tot la peștișori de aia, îți dă 3 cenți pe el. Doar ți-am mai spus și chestia asta. M-am supărat pe tine, tot. A, nu-i nimic, Cristian. Las că-ți trece. Dacă-ți trece. Și dacă nu, asta este. Cristian. Este bun, mă... Opa! Păi da, exact cum ți-a spus Iulian, depinde de componente. Iulian, men, nu trebuie să mai rămâi. Știu că tu acum stai din bun simț din ăsta, dar du-te și fă-ți treaba, men. Că gata. Da. Sunt paralel, da. Chiar că ești. Mă fugărești? A, nu, dar știu că tu acum rămâi așa din ăsta, să nu te... Dar chiar poți să ieși. Deci da, te fugăresc, chiar poți să ieși. Deci chiar poți să ieși. Să nu te mai văd. Asta să nu te mai văd. Tot în ultimul timp te-am văzut că am abătut, parcă nu mai ești la fel de vesel și energic. Ștefan, dar ți se pare acum că sunt supărat și men. Noroc. Sunt bine, men, adică sunt la fel. Poate ți se pare ție, cine știe. Dodă pe un PC cu așa e 8400, 8 GB de DDR3, 250, aduce o placă video. E de la cu compact unit, din sursa iese doar cablul de alimentare. Din surse iese doar cablul de alimentare. Men, nu știu cum, că din surse la fel ne iese și nouă, doar cablul de alimentare. Și cablul de alimentare la placa de bază. Mă, nu știu cum ai spus aici. Nu știu, s-ar putea... nu știu dacă îți merge placă video. Ce știu, nu știu ce ai tu acolo. Sistemele astea erau făcute să fie folosite așa. Dacă e ceva vechi, e, oricum e foarte vechi. Procesorul ăsta e, mamă, Doamne, E8400. Frate, procesorul ăsta e foarte vechi. E... De când eram eu în Grecia să moară Gresa. Nu știu, are 9 ani de zile procesorul ăla. Ce placă video poți să-i pui tu pe ăla? Nu știu ce să zic. Adică, da, nici nu merită investiți bani în calculatorul ăla. Ce să zic, man? Cum pot să aflu ce SSD e bun pentru laptopul meu? George Neicu. George, tată. SSD-urile sunt SSD-uri. Adică, mă, parcă aveam pe aici. Stai așa, îți arăt. Nu mai știu, cred că l-am luat de pe aici și l-am pus undeva. Ah, stai așa, îți arăt imediat. Mă, poate încă astea în cap, ia. Wow, 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 wow. Așa. Fii atent aici. Ăsta, George, este un hard disk de laptop. Ca să înțelegi.
un hard disk de laptop. SSD-ul este tot atât de mare. Ai priceput? Tot atâta e. Dimensiunea lui e atât. Deci, cumperi SSD-ul și l-ai pus. E la fel. E la fel. Ai înțeles? Deci, ai scos SSD, hard disk-ul și pui SSD-ul. Sau, dacă ai DVD-ROM, DVD writer sau CD-ROM, ce ai tu acolo, știu și eu, ăla se poate scoate afară. Aveam undeva pe aici, nu știu unde l-am pus. Mă rog, este o chestie unde se montează SSD-ul, scoți afară CD-ROM-ul ăla sau ce ai tu, se montează hard disk în el și se bagă în locul la CD-ROM-ul ăla și ai și SSD, doar că nu vei mai avea disc. Dar cine mai folosește CD-ROM, DVD-ROM, DVD writer? Contează viteza de scriere și citire? Contează viteza, nu contează nimic, aud culo, nu mai vorbi baliverne. Contează viteza de scriere, citire, în caz că ai 2, 3, 4 SSD-uri, unde să muți de pe unul pe altul. Dacă nu, n-ai nicio problemă. Adică, deci, aud culori. Știi tu ce știi. Dar, dragii mei, viteza aia unde vedeți voi că scrie viteza, e vorba timpul de răspuns, oricum nu-l ai mai mare. Timpul de răspuns e la fel. Adică nu înseamnă că dacă eu am un SSD de acum, eu am un SSD de primele SSD-uri apărute, unde am dat pe 60 de giga 280 de euro sau nu știu cât am dat pe el. Foarte mulți bani. 240 sau 280 de euro, nu vreau să mint. Dar numai puțin de 240 de euro pe 60 de giga. Și ăla funcționează chiar și acum. Tot în 5 secunde butează. Exact cum butează și unul nou. Contează viteza aia foarte mult atunci când ai mai multe. Deci, mai multe SSD-uri, pentru că, nu știu, dacă îți instalezi ceva de pe, sau descarci ceva de pe internet, nu poți să descarci cu mai mult decât îți permite ție rețeaua. Da, eu aș putea, pot să descarc cu 80 de mega pe secundă, 80 megabytes pe secundă. Maxim. Asta înseamnă că și pe un hard disk normal poate face trecerea asta, adică poate să scrie. Deci, da, unde ajunge la 500, 1000, are nicio... Am zis, cel mai ieftin rămâne cel mai bun. Acum, George, cel mai bine să ții de la Kingston. Ia cel mai ieftin de la Kingston. Și e Stas. Ai notat? Cel mai ieftin de la Kingston. La mine toate sunt Kingston. Ba nu, am și de la Western Digital. Și dacă mă întreb câte SSD-uri am puse prin calculator, nu știu câte SSD-uri sunt montate. Sunt multe. Un MSI optic scurbat 24 inch, 144 e ok, FreeSync e ok. Da, man. Păi am și eu. Tot MSI am. PC-ul de gaming, pe care, monitorul de gaming pe care îl folosesc eu ca monitor principal, e de la MSI, doar că e de 27 de inci. Sunt foarte bune. Mergi cu încredere. Fii atent. E FreeSync, dar ține cont că funcționează și cu plăcile video de la Nvidia. Deci acum le permite, permite unor monitoare, dar să facă chestia asta, să se sincronizeze. Așa că ia cu încredere. Da, și arată și bine, se vede frumos, e... Chiar e. Facem pe live 100 de pești în juvelnic. A, păi eu n-am mai făcut aici, dacă stau și dau tot la... Da, trebuie să mă mut și eu de aici. Trebuie să mă mut că e... Nu mai intră somnul. Dar intră acum, fiți atenți. Dar uite cum, ce fac eu, mă nene.
Păi așa se dă. Dar ai la lopat, eu m-am luat la vorbă cu voi și dau și pedalez aici de nebun. Am uitat să fac ce trebuie să fac. Măi, cât mă țineți de vorbă, cu voi dacă vorbești, omul, nu vă mai opriți, domne. Dar și mie place să vorbesc. Faci 100 de kilograme. Fac 100 de kilograme, păi cred că am 100 de kilograme, men, oare nu am. Am crezut că am și ăla de șa... Păi fii atent, așa. 22, 46, 70, 80, mă... nu cred că am. Nu am 100 de kilograme. Nu am, că îmi lipsesc pești. Am scăpat când m-am urcat în barcă. Păi are glume cu mine, eu îl respect. Bogdan, uite mă cum pedalez. Doamne, dar ce am? Tot dau într-una. Dar ce-ți mai place? Ce e las? Ce-mi place? Ba, eu îi văzuse mesaj de la început, dar nu am înțeles ce glume ai. N-am înțeles acolo la ce s-a referit. A, să vorbesc, Hellas. Mă, acum, măi, Hellas, tata, hai să-ți mai spun ceva. E absurd, pentru că, nu știu, e și live, nu? Adică singur, doar nu să vorbesc așa. Ținând cont că eu sunt foarte mult singur pe aici, schimbă pe Wobbler. Da? Bine, Cristian. Ținând cont că sunt închis singur pe aici, atunci e normal să mai vorbesc așa. Numai cu mine nu vorbesc. Păi cum nu vorbesc? Acum cu tine vorbesc. Hellas, cu tine vorbesc. Nu cu tine vorbesc, men. Fiind singur aici închis toată ziua, jucând jocul ăsta, da? Mă rog, mai am noroc că mai ies câteodată, că mai sunt lăsat să ies. Da? În general sunt aici când joc. Și nu am cu cine să vorbesc, adică eu sunt singur aici. E o încăpere de, nu știu, 6 metri pătrați. Ați priceput? E, ăștia 6 metri pătrați sunt doar eu. N-are cine să mai vină aici. Atâta e, cât se vede. Cine naiba să mai vină aici? Mă rog, când am câte un musafir, am un scaun pe care îmi țin eu picioarele, îl șterg frumușel și îl dau să-și ceadă pe el. Și aici, fiindcă e birou așa în formă de U, să zic, un U mai pătrat, da, îi dau aici, îi pun aici, poate să pună cafeaua, nu știu, sau un suc să bea ceva. Dar eu sunt singur și acum am și eu ocazia să vorbesc, dar nu să vorbesc singur ca prostul. Chiar nu am obișnuit să vorbesc singur. Ei, și acum, făcând live, da, tată, da, o să vorbesc, adică trebuie să mă descarc, să spun tot. Nu, e normal într-un live să vorbești, în primul rând. Păi nu, dar tu îmi spui mie că sunt paralel. Bogdan, păi dar nu... Păi... Păi tu ai spus că ești paralel, men. Bă, da, ce pedalează ăsta că îmi prinde pește? Da, am prins... Ia, fiți atenți. Ia, fiți atenți, băieți. Bă. Păi și ce, Bogdane, n-am spus bine? Păi i-am spus bine. Deci, ia, relays. Bani nu-l țin ăsta. Deci nici n-are rost. Al doilea pe care l-arunc. Ăla... să mai crească. Și-l prind acum. Fiți atenți. I-am dat drumul și bunul Cristoșel, pentru că m-a văzut că sunt băiat super, super băiat de treabă, ce ai zis, domnule, l-a aruncat pe ăla. L-a lăsat pe copila să trăiască. Îi dăm un boșoroc acum. Să-mi dea un boșoroc de 70 de chile. Nu-l vreau nici prea gras. Vreau un boșoroc slăbuț. Ca să vină finuț așa. Ai prins un somn record? Man, să știi că e record. E primul somn pe care îl prind de 200 de grame. 200 de grame, man. Opa.
Uite, asta tot mă anunță, da, de update. Eu nu fac update. La nimic nu fac update. Că s-ar putea driverul să nu fie bun. Atunci mai aștept. Aștept. Mamă, e 12 și un sfert? 2 ore și 51 de minute de live? Am pornit așa un live. Hai că mai intră acum ceva, fiți atenți. Puf! Și data trecută am spus, dacă intră, și ați văzut că a intrat. Și acum intră. Dar acum intră mai șmecher. Dar problema e, n-am mai intrat că n-am fost atent. M-am tot uitat în chat, am stat de vorbă cu voi. Dar trebuie să-i fac șmecheria asta. Să-i fac jigstepul ăsta corect. Altfel nu mergem. Poate prind ceva de nu pot scoate. Dacă nu pot să-l scot, am dat alt F4 și gata, am scos. Adică se poate... Pardon, se poate întâmpla, îți dai seama dacă mi intră un somn de 200 de kilograme, 200 de kilograme, deci de 200 e suficient să intre ca să-mi dau seama că nu-l pot scoate. Dar de unde? Ce, când l-am scos pe la de 75 de kilograme, a zis cineva că pot să scot? Nimeni nu ar fi crezut că pot să scot, dar nici nu l-aș fi scos dacă nu era Hellas, dacă nu era Apple. Nici nu l-aș fi scos pe ăla. Uitați-vă și voi ce-mi trimite... Hellas, mi-a trimis pepene, mi-a trimis crăstăveți. Hellas n-are ce face cu banii. Mi-a cumpărat pepene galben. Bea de treabă. Bă, nu știam de unde are. Mă zic, de unde naiba are? Acum știu de unde are. Acum știu de unde are. Dar la început mă gândeam, mă, dar de unde are? Și eu zic, mă, nu mai trimite, nu mai da banii pe prostii. Mă gândeam că cine știe... Vedeți, ăsta mi-a trimis cineva când am prins un L 5,7 kg. Pentru că atunci când prinzi un pește mare, un pește șmecher, apare la toți din joc. Nu apare doar Luhela sau cei care sunt aici pe server cu mine. Apare la toți cei care sunt în jocul ăsta și nu au dezactivat. Și atunci ăștia când au văzut, mi-au trimis și mamă, când mă gândeam eu, mamă, mi-a trimis pepene verde sau roșu, cum să-i spun la ăsta, nu știu, aici îi spune lubeniță. Mă rog, înainte spuneam și eu pepene, acum m-am obișnuit ca pe aici, lubeniță, labeniță. Da, și mi-a trimis astea de aici, 5 bucăți, mâncase în două, zic, mamă, e ceva specialitate, specialitate? Ca acum să văd, că nu e nicio specialitate, e un fix rahat, adică și... Noi, de eu atunci am crezut că cine știe, mamă, ăla mi-a trimis, unul mi-a trimis băutură, unul mi-a trimis, adică băieții, na. Harbuz, domne, harbuz să fie, ca la Moldova. Și acum mi-am dat seama că e ceva foarte ieftin, nu știu, cred că e 30 de cenți, 5 bucăți de alea. Eu mă gândeam că o fi scump. Și mă gândeam că îți faci ceva. Eu nu știu ce îți face. Uite, un pepene, o bucată. Cum face ăla? Cum face ăla când mâncă? Tot pâinea și ceaiul sunt cele mai bune. Da, Crinu. Mă rog, după un timp nu o să mai faceți ceai, o să faceți cafea. Dar deocamdată ceai. Gestul contează. Bă, da, corect. Păi am zis eu, n-am zis altceva. Acum ce, că Hellas mi-a trimis așa, că a văzut și el, a ajuns pe mapa aia și a văzut că e ieftin și mi-a trimis. Dar nu ar fi o chestie, că Hellas și dacă vrea să trimise și era, nu știu, ți-aducea un beneficiu foarte, foarte, și dacă era 20 de bani de aia sau 30 de bani, ar fi cumpărat și mi-ar fi trimis. Nu zic așa de... Dar el a cumpărat aia că... L-a văzut acolo. Că mâncare nu e bine să dai banii pe mâncare. Ce poftă mi-ai făcut? Aoleu, scuză-mă. Da, bine, hai atunci. Bine. Cum mănâncă la... Dă zici că... Deci, dai seama. Mănâncă la, dă zici că e... Știi că poți mânca gratis. Bă, da, gratis mănânc. Poți mânca o singură dată gratis. Și îți dai seama cum ar fi acum, în momentul ăsta, aoleu, am rămas fără toate alea, trebuie să mă duc să mănânc gratis.
Totul gata, sunt gravid. E, asta e. Dodo, ce-mi recomand, să-mi cumpăr 3 federe de 1000 silver sau să-mi cumpăr unul cu 2000 și o mulinetă foarte bună? Crinu, uite, de exemplu, așa m-am gândit și eu. Dar mai bine să vii treptat, pentru că faci bani mai ușor. Să presupunem că ai un băț bun și 2 bețe slabe. Cu bățul bun, da, te duci și dai, să zicem, la cartof să prinzi pește baban. Ce te faci cu alelalte 2 bețe? Rămâi la pește mic. Pentru că în acea situație am fost eu. Și atunci am zis așa, mai bine pe toate să pot da cu toate la cartof, pentru că fac bani mai rapid. Așa stai pe una și când îți intră pe alealtă ceva micuț, pe alea, e, dar dacă îți cumperi pe toate, cu toate 3 produci. Nu produci doar cu una și cu alealte 2, așa și așa. Deci, după ce ți-ai făcut, deci cel mai bine să mergi treptat, zic eu. Da? Deci, mie mi-a spus așa, Jean, Apple, mi-a zis, domnule, ți-ai luat alea, sculele alea, pe care le am acum. Și cu alea, până la level 32, 33, pot juca liniștit cu alea. Zis și făcut. Asta înseamnă că eu de acum pot să adun bani să-mi fac ceea ce îmi trebuie mie. Mă rog, eu sunt mai risipitor așa. Am luat și molineta asta care nu trebuia să... Ba, trebuia să o cumpăr, da? N-a fost în plan, dar pentru că am primit bățul ăsta, pentru că am primit bățul ăsta de la cineva, dar văd că nu a mai intrat. Era bine dacă intra, că iartam că mi-am cumpărat. Nu știu molineta asta, eu știu că a fost de 18 kg și a fost 800 R. Nu știu de ce naiba e 600 R. Habar nu am. Deci nu pot să-mi explic de ce am molineta asta și nu am pe aia care trebuie de 18 kg. Helas, nu de 18 kg ți-am zis că mi-am luat molinetă? Că tu știi. Da, pentru că am primit bățul ăsta de 35,4 kg, mi-a spus ce molinetă să cumpăr. De asta zic, mi-a și spus ce molinetă să cumpăr. N-aveam cum să cumpăr asta, deci eu nu pot să-mi dau seama ce am făcut. Da, și atunci, pentru că am primit bățul ăsta, am zis să cumpăr și molinetă. Da, da, nu Helas, nu de 18 kg ți-am spus. Cred că ai greșit când ai cumpărat-o. N-aveam cum, Helas. Deci am dat pe ea, ori a fost mai scump și n-am avut bani. Am dat pe ea, mi se pare, 3400 de lei. 3400 de arginți. Dacă ești la vreun magazin, prin apropiere, te poți uita tu cât costă? E asta cu albastru, dacă ești aproape. Deci nu știu ce mi s-a întâmplat, că dacă... Deci, ca să-i anunț pe ăștia... Bogdan, o pot primi și eu, te rog frumos, moderator? Cum să nu, dragul meu? Uite, chiar acum. Deci, Helas, eu știu că ți-am zis atunci, ți-am zis că mi-am luat. Ți-am luat, deci n-avea cum. Deci, poate într-adevăr, aia de 18 să fi fost mai mult, dar eu știu că am dat 3200 sau 3400 pe ea. Pe molineta asta. Pentru că ajunsesem la 3000 și vreo 800, 3900 parcă aveam și m-am dus să-mi cumpăr molineta asta și mi-am cumpărat fir și nu știu ce am mai cumpărat și am stricat toți banii. Dodo, este o molinetă de 3? Cum adică dacă este de 3 kg? Păi da, așa încep. Da, Bogdan, așteaptă. Da, Steelhead, asta, deci, da, uite-te, aia, 800. Ultima, nu... Cât costă? Ai văzut-o, da?
E Siberia Steel Heat, da. Aia ce ai scris-o tu. Nu, are... Au, 8.000. Și aia 6.000 cât costă, Hellas? Și aia 6.000 cât costă? Ca să știu eu. Și atunci, dacă costă 3.000 și ceva, înseamnă că am luat-o pe aia. Stone, nu mai joc. Nu, gata. Deci e joc cu codaților. No. Dacă, deci mie poate să-mi placă ceva foarte, foarte mult. Dacă nu mai îmi place, nu mai îmi place și gata. Mă înțelegi? Deci chiar îmi displace jocul, nu mai e... Deci jocul, pe cât de mult mi-a plăcut la început, nu mai... Aia 6.000, 3.200? Înseamnă că am cumpărat-o și gata. Dar de ce, frate, am zis că am luat de 18? De ce ține o minte? Înseamnă că am luat-o pe asta. Ofertă la el de 4 kg. Da. Te-ai uitat la alta. Și asta e... A, și asta e cea mai bună, Hellas. Nu este alta mai bună decât asta. Deci nu este 8.000, a? A, deci nu este decât 6.000. Da, de ce știam eu că e de 18 kg? Ok, Dodo, mulțumesc, trebuia să-mi facă și mie cineva o faptă bună azi. Ce faptă bună, mă, băiatule? Bogdane, tu crezi că moderatorul așa se dă? Vine, dar până la tine mi-a mai cerut unul moderator. Deci, dacă în fiecare live vin 2-3 și încerc cer moderator, stai că acum nu suntem mulți. Dacă vin în fiecare live acum și îmi cer moderator și o le dau la fiecare. Tu îți dai seama că la un moment dat toți o să fie moderatori? Păi crezi că pot să pun moderator pe oricine, măi, dragule? Te apreciez foarte mult și sunt activ pe multe live-uri și îmi pare eu că n-am apucat să joc niciun meci în timpul cu tine. Asta este, Stone. Ce să faci? Bogdan, nu mai insista că nu dau la nimeni. Deci nu mai insista, te rog frumos. Dodo, pe shop la mânete este sun și cu numere să-ți arate lungimea care i-a aruncat. Dodo, pe shop la mânete este sun și cu numere să arate... A, știu, dragul meu. Așa scrie men. Opa! Gata, l-am agățat. Ăsta e mare. Ăsta e mare, Zander, ăsta. Doamne, dă să fie! Ăla-i, că numai ăla face așa. Ce peștele nu n-ai bai ăsta? Ăsta e sturion să moară gresa. Ăsta e sturion. Cu ce v-ar aștepta moderator în afară să fiți albaștri în chat? Măi, foarte simplu, puteți să fiți altă culoare, dacă tot vă doriți chestia asta, să fiți diferit de ceilalți. Da, uite, să vă luați membru. Și cel mai ieftin membru și aveți pentru una de zile culoare diferită. Și asta e. Dar nu, la început prea sărea, prea făcea pe buclucașul, dar parcă acum arată somn.
Acum, da, arată somn. Dar la început, cum făcea el? Făcea ca toate arătăniile? Kilograme ceva? Somn de 48 kilograme. Aud culori 24,7. Eu aștept să-mi deblocheze PayPal-ul să-mi iau membru. Așa, ăsta are 15, zice Gabi. Eu încă mă abțin. Nu se clintește, mă, stă pe fund. Uite, acolo stă pe fund. Iulian, 27. Crinu, 23. Iuliane, tot aici ești? Beni, 18. E lipit de fund. Mortal Red, vreo 33. Ne-ai dat un număr mortal. Mă, mai știi? Cum stă e lipit aici de fund? Dar e lipit de fund, pur și simplu. Uite, nu-l pot mișca. Ia, uite, uite-l cum face. Măi, e ciudat. Aha, are forță în el. Are forță. Vă spun eu că are forță. De ce crezi că eu ies? Băieții pe GTA nu sunt să fac chestii. N-am ce face, poate mă apuc și eu. Iulian, dacă intri în jocul ăsta, îți spun eu că o să-ți placă mult de tot. Ți-am spus, dar dă detaliile toate pe minim. Că altfel te zăpăcește la ochii. Prea multă verdeață, prea mult. Dai detaliile pe minim. Mă rog, dacă intri, te ajut și eu. Cu una alta. Are, că se duce ca naiba. Nici nu simte mulineta. Așa, să-l țin un pic în forță, așa. Salut, Nicu, salut, dragul meu. În realitate trăgea și de barcă la forța aia. Păi da, măi, man. Cum naiba dacă eu am pus... Păi tu crezi că m-am proptit bine în pământ, că am de la unealtă de aia de lăsat, cum îi spune, ancoră. Păi tu crezi că am rămas... Am lăsat ancora jos, man. Tu așa ai crezut că pescuiesc eu? Canubi? Nu, tată, am ancoră de-aia șmecheră. Nu, păi n-am închiriat orice barcă. Deci cum să tragă barca cu ancoră? Are 28 de kilograme. Măi, să vedem. Hai că vedem imediat. Vedem cine a ghicit. 27 are, ce să mai. Băieți, un pește ca ăsta a mai prins. E la fel ca acela. Ca ăla ce am dat drumul. 200 de grame. Așa greul scoate. Iulian, la unul de 75 de kilograme,
Am stat vreo 3 ore, 3 ore jumate. Da. Păi, man, gândește, mulinetă de 16 kg, băți de 30 ceva de kg. Stai că acum e bine cu bățul ăsta. Dar data trecută, pe ăla de 75, l-am scos cu ăsta. Și bățul ăsta are 15 kg. Bățul care am scos somnul de... Da, și cu mulinetă de 14,5 kg. Așa, și uite, de exemplu, sunt alții care stau la pești și au scule. Au scule bune, adică au level mare cu scule scumpe, bune. Au stat câte 7-8 ore să scoată pește și nu l-au scos. Aia e chestia. 7-8 ore să scoți un pește. Da, dar îți dai seama că e interesant. Acum somnul e somn. Ăsta stă lipit, îl tragi, îl obosești, l-ai tras. Dacă, de exemplu, cum a fost ăla de 775 de kilograme. Păi ăla se ducea, când se ducea cu firul, trebuia să merg după el, să nu știu ce. Dar dacă prinzi nu știu, un pește ce te aleargă, ce. Păi, dar trebuie tot timpul să fii în mișcare după el, să te duci, să vezi. Adică nu e doar stai cum fac eu acum. Asta e puturos, e somn puturos. Dacă prinzi un sturion, prinzi, nu știu, ceva... Uite, și un răpitor de 30 de kilograme, de exemplu, cum am prins. Sau nu neapărat răpitor. Răpitor de 30 de kilograme. Dacă prinzi unul, dar nu este. Deci fii atent. Am prins unul de 32 de kilograme, am chinuit o oră jumate, m-am chinuit cu el. Dar chestia este că nu, pe ăla atât am fugit după el, tată, m-am dus într-o parte, l-a luat în altă parte, m-am dus după el, m-am dus, uite, numai așa. Dă-i și du-te, și du-te, și du-te, și du-te. Somnii se scot ușor. Toate ca toate, dar mi-ai făcut poftă de pește, ce ar merge un sturion. Măi, peștele și mie îmi place foarte mult. Prefer peștele la orice oră, din zi și din noapte. Dacă dorm și ar veni cineva și mi-ar spune, mă, am făcut așa un pește bun, vii să mănânci. Da, las și somnul și tot și merg să mănânc. Adică, da. Doamne, cred că tu ai fost primul YouTuber la care m-am uitat când jucai PUBG Mobile prin primele sezoane, când jucam și eu serios atunci. Mă rog, Stone, chestia este că eu am fost primul român care am făcut PUBG Mobile. Deci am fost primul român. Nici n-avea pe atunci Tencent emulator. Am folosit alt emulator, nu puteai, trebuia să fii cu mouse-ul, se vedea săgeata pe ecran. Da, da. Nu se predă ușor. Nu. Se lasă, da, vine. Vine aici. Opa. Pe când am zis că vine, uite așa pățeam cu ăla de 75 de kilograme. Pe când mă apropiam de el... Iar o lua. Uite cum se duce ăsta acum. Berbecul ăsta. Iar mă apropiam de el. Iar o lua. Na, mă. Hai. Îl scoatem, băieți. Hai să-l scoatem, să nu vă mai țin în suspans. Sper să nu mai ia iarăși. Pe când îl scot afară, să o ia iarăși. Încearcă el ceva, dar nu mai poate. Acum întreb și eu. Asta se poate rupe? Da, Iulian, depinde. Dar aici te ajută jos bara aia, vezi? Și acolo e în funcție de... Ia uite-l! A, uite-l pe babanu! Ia uite-l pe babanu!
Mă. Stai aici. Ia uite-l. E? Frumos? Hai ieși, puiule. Ia uite-l. Ia uite-l, domnule. Hai să-l scoatem afară. Înainte de a-l scoate afară, eu spun că are 20 de kilograme. 22. Mă, și-am vrut să zic 22. Dar ce am zis eu? Are la fel ca un altul pe care l-am scos eu. Am spus treaba asta. Am spus, da? Pentru că mi s-a părut că l-am scos exact ca ăla de data trecută. Așa mi s-a părut mie. Ăsta are 22 de kilograme. Ăsta cât are, băieți? 22 de kilograme. Țineți minte că am spus. Ăsta are aceleași kilograme pe care le are un altul ce l-am scos mai devreme. Pentru că tot așa l-am scos și pe ăsta. A fost proptit acolo după aceea. Deci, practic, iese ușor. Deci ăsta a ieșit ușor. Iulian, 27. 28, așa. A zis, ia să vedem. Marian a zis 22 de kilograme. El a fost cel mai aproape, Marian. Cred că n-a mai zis nimeni 22 de kilograme. 24, 33, 23. Deci Marian a zis-o bine. Bravo, Marian, felicitări. Da, Marian, am zis, tată. Am zis, tu ai spus să... Ce faci, Mădăline? Mădălin, 33 de kilograme. Aoleu, Mădăline. 33 de kilograme, man. Dacă aș scoate așa ușor 33 de kilograme, ar fi bine. Uite, prind acum 33 de kilograme să vezi ce înseamnă. Da? Uite, 33 de kilograme ca să vezi ce înseamnă 33 de kilograme. Oooo, salut, Titi, salut, man. Acum ai venit când am scos, în loc să vii un pic mai repede și vedeai peștele. Uite că l-am scos pe asta de 22 de kilograme. Acum. Mă rog, și eu am pornit live-ul când am prins peștele ăsta. De 30 de kilograme. Adică ăsta. La râmă neagră. Ce faci, titișorule? Ce faci, măi, titișor? Titi, nu mi-ai spus, ia spune și tu, man, cum e la tine acolo? Cum e? Ești în carantină? Mă rog, în carantină. Ești izolat la domiciliu? Ce faci? Cum e acolo pe unde ești tu? Da, m-am jucat până acum. Da, da, zi-mi, te rog, cum e cu tine acolo? Sunt probleme? E bine, merge munca? A, e ok atunci. Da, cum e așa cu chestia asta? E grav acolo, cum e? Când mergea Optix-ul pe Scarel, așa un MP cu 9 mm, când eram nu și jucam VSS și mergeam... Da! E, așa a fost la început toată lumea. Toată lumea la început e mai... La început toată lumea e la început. Nu e panică aici. Am înțeles, Titi. Am înțeles. La noi e puțintică panică, dar conducerea noastră nu-și dă seama că e, gravitatea e de fapt mult, mult mai mare decât o privesc ei. Sau poate asta așteaptă să moară mai mulți bătrâni. Aba, nu am să nu mai dea pensii. Știu și eu. Mai știi? Deci, fiți atenți. Ascultați-mă puțin. Virusul mi se pare că este un film. Se numește Virusul. Ia căutați voi filmul ăsta. Un scop este. Iulian, ăsta e scopul. Vreau să vă uitați puțin. Căutați, vedeți. Iulian, uite-te tu pentru mine, te rog frumos. Vezi Virusul, mi se pare că este un film 2002 sau 2006. Cred că 2006. Da? Unde nu mă interesează, poate să iasă toată lumea de pe live.
să urmărească acel film. Vă rog frumos să urmăriți acel film, Virusul, ca să vedeți o chestie. Iuliana, ai găsit? Titișor, ia să vezi tu filmul ăsta. Cred că Virusul se numește filmul. Mă rog, eu nu pot să... Mă rog, aș putea să caut ăsta, dar... De arătat oricum nu pot să-l arăt, că... Na, nu e bine. Nu știu, Bogdan. Mai mult nu-l mai țin. Am putea să zic că panica a trebuit să merg cu mașina. Am făcut fișa de aia să pot ieși. Nu știu ce era cu unul cu o dubă. A ieșit până pe o jumătate de bani și a trebuit să lucrez, că am intrat pe contrasens. Păi, trebuie să ai grijă, man. Stați puțin că vă spun imediat că mă bag să văd, pentru că l-am văzut zilele trecute. Să-mi intru eu puțin să văd la history, că acolo trebuie să văd. Că poate nu se numește Virusul. Stați că vă spun eu. Dar nu mai știu când l-am văzut exact. Să vă spun ca să vedeți filmul ăla. Chiar vreau să vedeți filmul. A, cred că Contagion. Da, da, da. Din ce an e? Da, ăla e. Da. 2011. Deci fiți atenți, un film făcut în anul 2011, deci se numește Contagion. Da? Ascultați-mă puțin. Păi da, te cred, Ston, dar de asta nu e bine, man. Trebuie să... Na, 2000 de kilometri cu o oră pauză nu e bine. Da, deci vreau să urmăriți filmul, căutați filmul Contagion, film în 2011 scos, și urmăriți-l cu atenție. Iulian, chiar și tu, uitați-vă la filmul ăsta. Și să vedeți voi ceva foarte tare. Oricum pește cred că nici nu mai prind. O să mă las și eu. Numai bine vă las să vedeți filmul. Deci încă o dată, filmul se numește Contagion. Da? Și urmăriți filmul ăla. Hei, las, și tu, tată. Ai auzit cum se numește filmul? Da? Și urmăriți filmul ăsta. Și mâine... Dacă o să facem live, să discutăm despre el. N-aveam nici servă, trăgea și volanul, dar nu trebuia să faci sală dacă mergeai cu aia. Na. M-am uitat la trail. Iulian, te rog eu frumos, uită-te la film. Vă rog eu frumos, urmăriți filmul ăla. Vă spun eu, urmăriți filmul. Păi nu mai, mă opresc și eu, e târziu. Chestia e că am vecini de desubt, poate să fac gălăgie, eu era 1 fără 10. Da, deci urmăriți, Iulian, urmărește filmul ăla, lasă tot și urmărește filmul ăla. Ston și tu, tată, urmăriți filmul. Deci, Iulian, uitați-vă la filmul ăla și apoi ziceți voi, puteți, după aceea putem discuta. Dar uitați-vă la filmul ăla și apoi să discutăm. O să vă pună niște semne de întrebare. O să vă pună niște semne de întrebare. Ascultați-mă puțin. Așa că hai, v-am pupat, dragii mei, urmăriți filmul. Deci, încă o dată, filmul se numește Contagion. Așa se scrie, 2008-2011. Ston, nu știu, poate facem, man, de la ora 7.
Da, uite, nici astăzi n-am vrut să fac live, doar că na, a prins pește la mare și m-a chemat și am zis hai să repede să pornesc filmarea. Deci Contagion, filmul 2011, urmăriți filmul, neapărat urmăriți filmul și să vedeți după aceea, să spuneți după aceea cum vi se mai pare coronavirus. Să spuneți după aceea cum vi se mai pare. Mâine facem review la film. Da, Iulian, mâine de la ora 19 fac live, uite, special live pentru chestia asta, să discutăm despre film. O să rămâneți paf urmărind acest film, vă spun eu. Gata. V-am pupat pe toți. Da, deci vă rog eu urmăriți filmul, da? Aud culori și tu, și Gabi, și Stone, și toți. E pe Netflix? Nu, frate, caută-l pe internet. Nu e pe Netflix, nu știu. Caută-l pe internet. Pe Netflix nu știu dacă este, nu știu. Să te îmbraci corespunzător. Lui Hellas îi plac numai telenovelele. Lasă că o să-i placă și ăsta. Hellas, să urmărești tu filmul. Aute, Hellas, ce paicuri prinde, dar nu vrea să spună la ce prinde. Hellas, tot la lingurița aia? Man. Marian, și tu să urmărești filmul. Titișor, te rog eu frumos să urmărești tu filmul. Te-am pupat și pe tine, Titișor. Crinu, și tu să urmărești filmul. Ce nu? Păi să-mi trimiți și mie mesaj privat, Hellas. Să-mi spui și mie cu ce dai și ce faci. Și unde dai. Hai, spune și mie, merg să prind și eu niște de-aia. Deci mâine discutăm pe tema filmului Contagion 2011. Vă spun eu că avem ce să discutăm. V-am pupat. Pa, pa. Noapte bună, somn ușor. Uitați-vă la film. Pa!